Păi... 30 de secunde am vrut să spun. 30 de secunde. Bine, bine. Facem cum ziceți dumneavoastră. Suntem live. Pot să stau până pe la 6 și un sfert maxim. Ah, e perfect. E ok? În regulă. Păi atunci, hai spune să nu mai pierdem din timpul prețios. În primul rând, vă mulțumim foarte, foarte mult că ați acceptat să ne fiți alături. Știu foarte bine cât de ocupat sunteți. Încă o dată, mare rugăminte către participanți să-și închidă microfoanele și să le deschidă doar în momentul în care vor să intre, să pună întrebări și așa mai departe. Bun. O prezentare foarte rapidă, deși aș tinde să spun că domnul profesor nu are nevoie de foarte multe prezentări. Fără niciun fel de glumă și exagerare, este una dintre cele mai așteptate și râvnite întâlniri ale CCD Galați. Am avut foarte mulți înscriși, sunt foarte mulți oameni care sunt cu noi aici în Zoom, sunt foarte mulți care ne urmăresc pe pagina de Facebook. Domnul profesor Mircea Miclea s-a născut în noiembrie 1963 în Săliștea, județul Alba România, sper să nu greșesc. Este foarte multe lucruri, autor, este psiholog, este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, este unul dintre fondatorii Școlii Românești de Psihologie Cognitivă, specialist în științele cogniției, fost ministru al educației și, ce să spun, antreprenor. Din câte știu, există foarte multe posturi și posturi în care viața l-a adus pe domnul profesor Mircea Miclea și chiar și în acest moment în care dânsul nu ocupă o funcție oficială în sistemul de educație românesc, rămâne una dintre cele mai influente și mai puternice voci din spațiu public, nu întotdeauna o voce comodă, dar cu siguranță o voce ascultată și interesantă pentru cei care urmăresc fenomenul educației. Domnule profesor Miclea, am să încep cu o întrebare oarecum frontală așa și de încălzire, cu invitația către toți cei care ne urmăresc în Zoom sau pe Facebook să întrebe, fie ducând întrebările în fereastra de chat, fie anunțându-și intenția de a întreba și intervenim prin viu grai, nu este niciun fel de problemă. Prima întrebare vine cumva dinspre mine și v-aș întreba așa foarte generic, iată și în întâlnirea asta și în general am constatat că în, hai să spunem, activitatea mea de formator, am constatat că există multe cadre didactice pregătite și inimoase în România. Și cu toate astea, lucrurile nu merg deloc bine. Ăsta este adevărul. Oricum am încercat să-l coafăm și oricum am încercat să-l prezentăm altfel. Care sunt, după părerea noastră, principalele motive pentru care lucrurile stau așa? Ok. Domnul Găteanu, întâi vă mulțumesc tare, sincer mă simt onorat de invitația pe care mi-ați făcut-o. Trebuie să mărturisesc că ați avut și dumneavoastră personal un merit pentru a accepta invitația aceasta, respectul meu pentru dumneavoastră, dar dincolo de asta mă simt onorat de invitație și vă mulțumesc pentru invitație. Acum, ca să răspund la întrebare. Cu siguranță că la o problemă atât de complexă niciodată nu vom găsi o singură cauză. Sunt cu siguranță mai multe cauze la problemele complexe. Vă spun câteva dintre ele pe care le socotesc ca fiind cele mai importante. Aș sublinia întâi de toate un lucru. Un sistem merge bine dacă are mecanisme puse la punct. Mecanismele generează calitatea sistemului. Oamenii sunt foarte importanți, dar nu sunt suficienți. O mulțime de oameni buni în condițiile unor mecanisme proaste nu pot să fac sistemul să performeze. O mulțime de profesori buni, și sunt absolut sigur, știu lucrul ăsta. Eu am predat 3 ani de zile în școala gimnazială. Știu ce înseamnă să predai, știu ce înseamnă o cancelare, știu ce înseamnă să fii dirigent, știu toate astea. Vreau să zic, o mulțime de oameni buni, dar mecanisme proaste vor, din păcate, vor produce efecte mult sub nivelul competențelor lor. Dacă ai profesor bun, dacă curriculumul este prost gândit, nu poți să produci mari efecte.
Ei, și atunci cred că problema principală, una dintre problemele principale pentru care suntem aici unde suntem, se leagă de mecanisme, de modul în care sunt construite mecanismele. Să vă iau câteva exemple. De exemplu, mecanismul de formare a cadrelor didactice e un mecanism care este obsolet, care este deja depășit. În momentul de față, universitățile s-au masificat. Atunci când în școală erau doar 25-30 de oameni în universitate, la secția de psihologie, filozofie, matematică, fizică, când erau puțini oameni care făceau școală, care făceau universitate, era mai ușor pentru ei să găsești ore de practică la școală, să predea în fața elevilor, să aibă un sistem în care să învețe cum să predea. Acum, odată cu masificarea universităților, ceea ce se numește DPPD, este practic mai degrabă o caricatură. Practic, studenții care fac DPPD-ul nu reușesc să dobândească competențele necesare pentru a preda de bună calitate ceea ce au de predat. Sunt ei de vină? Nu. Mecanismul de formare a cadrelor didactice este de vină, inclusiv curriculumul de la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, ce anume ei învață. Uitați, de pildă, nu există nimic legat de învățământul online, cel puțin până acum, în pregătirea personalului didactic. Există un semestru de psihologie în condițiile în care profesorii trebuie să facă față unor probleme extrem de complexe, legat de bullying, legat de consilierea școlară, legat de multe alte lucruri. Cum să pregătești un semestru doar un profesor care poate să fie foarte bun ca și calitate, ca și minte? Degeaba, mecanismul este deficitar. Prin urmare, prima cauză pentru care avem probleme în sistem este că mecanismele sunt deficitare chiar dacă mulți oameni buni încă sunt în sistem. Asta este o cauză. A doua cauză este legată de modul de gestiune politică a sistemului, de gestiune la nivelul guvernului. Din păcate, nu există coerență în modul în care este gestionat sistemul. Este o fractură după o fractură după o fractură. Ați văzut câți miniștri ai educației s-au perindat în ultimii 10-15 ani. Eu am încercat să pun o anumită coerență în sistem. Mi-am dat seama din experiența proprie când am fost la minister că trebuia să fac în același timp două lucruri. Odată să fac strategie, în al doilea rând să aplic strategie. A fost atât de greu. Vă aduc aminte că în 2004-2005 s-a trecut, de exemplu, la sistemul Bologna. Știți cum, cât de greu mi-a fost să treci peste noapte un întreg sistem care era obișnuit într-un anumit fel? De exemplu, domnii profesori de la universitate erau obișnuiți să predea fără mastera. Când eu am spus se reduce numărul de ani de studiu de la nivel licență de la 4 la 3, vreau să spun, a fost cumplit. Adică au sărit pe mine, m-au împroșcat cu toate jurăturile posibile, pentru că au simțit că le iau un an de studii, asta înseamnă un an de norme, un an de influență, în plus pentru studenți, etc. Nu? A fost foarte greu. Atunci mi-am dat seama că nu, e foarte greu să faci și strategie în același timp, dar să și aplici strategia. Și atunci m-am gândit, bun, hai să facem o analiză riguroasă a sistemului și am făcut analiza asta riguroasă la președinție cu România Educație, România Cercetării. Hai să extragem din acea analiză ideile principale, hai să adunăm toate partidele parlamentare să semneze și am făcut Pactul Național pentru Educație și hai apoi din pactul acela să derivăm o lege. Vedeți, am încercat să pun o coerență. Din păcate, interesele pe termen scurt ale politicienilor legate de campanii electorale, legate de cine e mai tare, cine își urmărește interesele, subminează orice gestiune coerentă a sistemului. Deci, trag linie. Sunt cel puțin două cauze de ce avem probleme în sistem în condițiile în care încă avem oameni foarte buni în sistem. Unu, mecanismele sistemului sunt deficitare și ele trebuie reconstruite. Doi, gestiunea sistemului este fragmentară, este mioapă, este pe termen scurt, nu este o gestiune coerentă pe termen lung. Da, foarte, foarte interesant ce spuneți și aș face două mici remarci. Prima este că practic ceea ce spuneți noastră, inclusiv din perspectiva specialistului în psihologie și în științele cogniției, este că mult vehiculatul slogan, mai ales în sfera motivațională a, hai să spunem,
activităților dedicate profesorilor, și anume că noi suntem sistemul, conține de fapt o concepție nu doar greșită, dar cumva stagnantă și periculoasă pentru sistem. Pentru că eu am întâlnit foarte mulți oameni care sunt convinși că transformarea sistemică, extrem de mulți, unii dintre ei profesori excelenți și oameni extraordinar de buni, dar ferm convinși că transformările sistemice pot veni strict o sensul doar așa, dintr-un soi de încordare motivațională a mușchilor. Ori lucrul ăsta pare cât se poate de greșit, dacă de fapt ceea ce trebuie să facem e să modificăm sistemul prin politici. Ceea ce trebuie să facem e să modificăm sistemul, până la urmă, prin politici, adică printr-un mecanism de sus în jos și mai puțin printr-un simplu mecanism motivațional de jos în sus. Greșesc? Deci nu e suficient. Un profesor foarte bun poate să facă binele în clasa pe care el o are sub obăduire, în școala lui, atât. Și know-how-ul lui nu se transferă. Nu? Din nou, iarăși o chestiune de mecanism, de pildă. Una dintre lucrurile care le-am scris în legea educației este ideea de a face o platformă națională de e-learning, o bibliotecă școlară virtuală. Asta ce înseamnă? Înseamnă că selectezi cei mai buni profesori din țară, le înregistrezi lecțiile pe care ei le predau la toate materiile, de la clasa 1 la clasa 12, alături de acele înregistrări adaugi texte, scheme, animație, exemple, contraexemple, tipuri de rezolvări, tipsuri, tot felul de lucruri. Faci un obiect de învățare, așa se numește, un obiect multimedia de învățare. Și acest obiect multimedia de învățare este pus pe această platformă online. Dintr-o dată, de acea lecție profită toată lumea. Ori așa, acum un profesor bun la Galați, de el profită doar elevii lui. Know-how-ul lui nu se transferă la alți profesori din județul Galați, nici în Brăila, nici în Cluj. Deși ar fi foarte mulți elevi din Cluj care ar beneficia de lecția extraordinară a unui profesor din Galați. Deci, din nou, e o chestiune de mecanism. Indiscutabil, e foarte important să avem oameni de bună calitate. Dar oamenii fără mecanisme nu sunt suficienți pentru a reforma sistemul. Trebuie să reconstruiești mecanismele. Și există adesea bază legală pentru asta, dar trebuie să gândești și în termen de mecanisme, nu numai în termen de oameni. E la fel ca orice sistem, ca și democrația. Nu e suficient să ai oameni care au gândire democratică. Trebuie să faci mecanisme democratice. Trebuie să faci parlament, trebuie să faci alegeri libere și așa mai departe. Mecanismele produc sistemele în primul rând. Oamenii aduc valoare adăugată, calitatea oamenilor, dar mecanismele sunt mai importante, pentru că azi oamenii sunt, mâine nu mai sunt. Dacă mecanismele sunt bune, atunci sistemul e perpetuat, știi? De asemenea, mi se pare foarte, foarte interesantă expresia dumneavoastră miopie în acțiune. Adică tendința asta de a privi numai la un metru în față, pe termen foarte, foarte scurt, tendință pe care am văzut-o, desigur, la decidenții politici. Personal, chiar cred că e una dintre principalele piedici ale reformării sistemului, dar la fel de, opinia mea, la fel de personală, e faptul că o vedem de foarte multe ori inclusiv în activitatea școlară propriu-zisă. Sunt foarte mulți profesori, eu însumi am fost unul dintre profesorii ăștia foarte, foarte mulți ani, cred că încă sunt într-o oarecare măsură, dar mă tratez. Sunt foarte mulți profesori care cred că în principiu e suficientă munca aia de metru pătrat. Dacă eu la mine în clasă reușesc să fac lucrurile așa cum trebuie, mă declar mulțumit și tind să mă separ, să-mi separ interesele de chestiunile care se leagă de sistem. Nu știu, poate colegii mei să mă contrazică, însă personal nu mi-amintesc când am auzit ultima oară în mod sistematic dinspre profesori cerințe de reformare a mecanismelor sistemice. Fie că vorbim de salarii, fie că vorbim de, știu eu, resurse sau mai știu eu de ce, de regulă noi înșine avem obiceiul de a privi doar foarte puțin în față.
e în termeni psihologici și în relația cu elevul putem vedea chestia asta. De exemplu, valorificăm foarte mult empatia, care e o relație de apropiere și de 1-1, și mult mai puțin compasiunea, care e o relație mai largă și mai puțin mioapă, ca să spun așa. Eu vreau să vă spun două propoziții, două lucruri. Pe de o parte, faptul că ne centrăm numai pe ceea ce facem noi la clasă și pe calitatea pe care o adăugăm noi în competențele și în sufletul elevului, e o chestiune care ne salvează de prea multe decepții. Evreii au o vorbă, cine salvează un om, salvează o lume. Și atunci când noi suntem dezamăgiți atât de mult de ce se întâmplă în jurul nostru, măcar asta ne rămâne. Domnule, eu mi-am ținut o lecție bună, elevii mei sunt mulțumit, punct. E o modalitate de a ne proteja de prea multă decepție pe care o încasăm în jurul nostru. Pe de altă parte, însă, nu e suficient această abordare. Deci ne salvează, dar nu ne înalță. Vă aduc aminte de ce spunea Kant. Kant spunea că datoria noastră nu este să facem numai binele, ci cel mai mare bine. Adică să facem un bine cât mai mare pentru cât mai mulți oameni. Adică între a face binele numai pentru câțiva și a face binele pentru mai mulți, e mai etic acel om care face binele pentru mai mulți decât pentru mai puțini. De aceea cred că este datoria noastră etică de a face cel mai mare bine pentru cât mai mulți oameni. Asta înseamnă mai concret să ne gândim nu numai la ce facem noi la clasă cu elevii noștri, să ne gândim dacă nu cumva am putea să schimbăm ceva în cercul metodic pe care îl avem noi la dispoziție, în sistemul de gestiune a școlii, apoi mai încolo, în modul în care se organizează, nu știu, casa corpului didactic sau cujrai la nivel județean, apoi la modul în care se face salarizarea sau recompensarea prestației personal didactic la nivel de sistem, așa mai departe. Deci cred că suntem etic datori să ne gândim să facem nu numai binele, ci cel mai mare bine la cei mai mulți oameni. Asta cred că este datoria noastră. Uneori reușim, altor nu reușim. Faptul că nu reușim nu înseamnă să cedăm. Trebuie să continuăm să facem, dacă în fiecare zi ni se arată că nu avem niciun fel de succes. Știți? Nu e la mod să-l citezi pe Marx. Oamenii nici nu-l mai citesc. Ceea ce denotă un fel de infantilism al spiritului, așa cum unii nu citeau Biblia în timpul lui Ceaușescu, alții nu citesc pe Marx acum. Trebuie să citim toate cărțile care au influențat major omenirea, indiferent ce gusturi avem noi sau ce ideologii, trebuie să înțelegem oare de ce au influențat lumea, nu? Revin așadar. Marx are un paragraf foarte interesant. Spune, o generație este datoare să lupte dacă nu are nicio șansă să câștige. Pentru că cultivă un spirit. Și atunci, cultivând acest spirit de a lupta, după aceea va veni o altă generație care profită de un context istoric mai favorabil și, având o tradiție a luptei, va câștiga. Dar dacă nu are o tradiție a luptei în spate, o tradiție de a încerca să schimb lucrurile, atunci acea generație, chiar dacă este într-un context favorabil, nu va face nimic. Deci cred că e important să continuăm să încercăm să facem lucrurile, dar dacă nu avem nicio șansă să le schimbăm, nu nimic, cultivăm un spirit. Poate o să vină alții care o să profite de un context istoric mai favorabil și capitalizând pe această luptă noastră vor avea succes. Așa că tot timpul are sens, știți? Da, chiar mi-a venit în minte în timp ce vorbeați un citat, aș spune aproape similar. Iată, pentru cei care nu-l gustă pe Marx, putem veni cu un citat din Unamuno, nu? Chiar un scriitor în partea cealaltă a spectrului, care spunea că pacea optimiștilor și a pacifiștilor este o catastrofă. Pacea războinicului e singura care contează. E oarecum în același spirit. Preiau o întrebare de la colegul meu, Mihail Boșogea, care întreabă așa, dacă am realiza o platformă de tipul celei pe care ați pomenit-o, nu am putea vorbi totuși tot de o centralizare a know-how-ului? Lecția are vreo utilitate în afara interacțiunii directe, fizice sau online? Nu e păgubos să cultivăm dicotomia profesori, mă pică, mi-a fugit mesajul, dintre profesori și
alți profesori, cred că e. Dintre profesori buni și profesori slabi. Așa, dintre profesori Am înțeles. Buni și profesori slabi. Bun. Uitați, vă spun care e perspectiva mea. Întâi, trebuie să ne gândim cui predăm noi. Și constatăm că predăm unei generații care inevitabil are o minte modificată decât mintea noastră. A fost modificată această minte de interacțiunea constantă cu tehnologie digitale. O interacțiune zi de zi, de când ai 3 ani cu tehnologie digitale, sub formă de jocuri de calculator, sub formă apoi de telefonul pe care ți-l dă maică-ta când pleci de acasă ca să o suni de la grădiniță și așa mai departe. Interacțiunea cu lumea asta digitală modifică mintea. Și sunt deja modificări semnificative validate științific. De exemplu, apare o preferință netă pentru multimedia. Tot internetul este multimedia. E text, audio, video, e combinație așadar de mai multe medii. Nu-i numai text. Da? Se combină mai multe medii. Dacă eu, ca și copil, de la 3 ani, interacționez mereu cu multimedia, treptat, mintea mea începe să prefere multimedia în locul unimediei. Deci așteaptă nu numai ca eu să-i vorbesc, asta este un mediu de comunicare. Așteaptă poate o schemă, o imagine, un film, o animație, așteaptă o combinație. Nu are rost să ne gândim acum, e bine sau e rău. Trebuie să constatăm, apare o preferință a elevului, a noii generații, pentru o abordare multimedia. Punct. Această preferință e determinată de interacțiunea lor constant cu tehnologiile digitale, care toate sunt multimedia. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Așteaptă multimedia. Al doilea lucru pe care așteaptă. Așteaptă să acceseze conținutul de care ei au nevoie de oriunde, oricând. Asta i-a învățat internetul. Că oricând, la 2 noaptea, la 5 dimineața, dau click și ajung undeva. Pe un site unde găsesc. Ce caută ei? Poate muzică, poate un film, poate un documentar, poate un text, dar oricând o pot accesa. Urmare, să ne reupim deocamdată doar aici, da? Preferința pentru multimedia și preferința pentru a accesa un conținut de oriunde, oricând. Bun. Hai să ne uităm la școala tradițională. Școala tradițională spune, nu e multimedia, este unimedia. Adică eu îți vorbesc, e punct. Eventual îți dau un text, care poate are și o imagine ștearsă pe pagina din dreapta sus a manualului și atât. Cum să fac eu să se entuziasmeze o minte multimedia de o abordare unimedia? Cum să fac eu o minte care vrea să aibă acces la o lecție de mai multe ori, să o ruleze de câte ori dorește până când o înțelege? Poate din troleibuz, în drum spre școală, da? Și spun, nu-i voie. Ai venit la lecția cu tare, foarte bine, ai venit, ești aici, ai învățat, n-ai venit, ai credut. Nu mi se pare corect. Adică mi se pare că ignorăm faptul că mintea elevilor noștri s-a schimbat. Și atunci, pe cale de consecință, cred că trebuie să ne resetăm, să ne reconstruim modul de predare în funcție de mintea acestei generații, care înseamnă multimedia și acces de oriunde, oricând, la conținutul multimedia referitor la lecția pe care vreau să o văd. Și atunci, cred că dacă profesorii cei mai buni ar avea aceste lecții înregistrate, nu ar fi o centralizare a know-how-ului. Și vă spun de ce. Eu, la un moment dat, am descris tot procesul. Am descris de mai multe ori, din păcate, asta e, nu a fost luat în seama, dar continui, domnule, sunt căpățânat și o tot spun chestia asta. Știți cum văd eu aceste lecții multimedia? Îl văd în felul următor. Asociațiile profesorilor, deci profesorii au asociații, știu, poate nu toate bresle, dar aproape toate. De exemplu, profesorul de limba engleză au asociația profesorului de limba engleză, profesorul de matematică au asociația profesorului de matematică. Și așa mai departe, sunt asociații profesionale. Ele ar trebui să gestioneze aceste conținuturi, adică ei să delege asociații respective un consiliu ca la revistă, un fel de peer review, adică oameni din interiorul sistemului, tot profesori, care să evalueze lecțiile pe care le construiesc tot profesorii și care să dea ok-ul. Ca atunci când vrei să publici un articol într-o revistă, articolul tău ajunge la editorul șef, editorul șef nu el îți citește articolul, îl dă la un grup, la 2-3 reviewer, care se uită, îți dau feedback și spun, spun, poți să publici, nu poți să publici. În mare, controlul este tot din interiorul preslei. Breasla stabilește cine anume este
cine sunt cei din Consiliu care după aceea dau acest feedback și care reglează. Și apoi aș continua mai departe. În loc să facem lucrări de gradul întâi, care adesea, ce să zic, sunt niște texte pe care le facem și care și pe noi ne enervează ca profesori, că spunem, dom'le, iată să fac o lucrare și la clasă știu că fac mult mai mult lucruri mult mai interesante, dar așa e sistemul, trebuie să fac o lucrare, scriu un text. Dar dacă în loc să scrii textul ăla, ți s-ar cere să faci 3 lecții, super, modern, registrate, multimedia. Deci lecții în care să pui audio, video, text, etc. Și atunci, aceste lecții care ar fi produse în fiecare an de profesorii care își dau gradul întâi, ar constitui un pool, o rezervă de lecții. Și atunci am avea de unde alege și am avea mai multe variante. Nu înseamnă că trebuie să fie o singură lecție pentru tema teorema lui Pitagora. Să am 4 lecții. Să am o lecție, să zicem, pentru sau două lecții pentru cei care sunt de nivel obișnuit. O să am o lecție pentru cei care sunt foarte dotați la matematică, pot să am o lecție remedială pentru cei care au dificultăți de învățare a matematicii și așa mai departe. Deci asta ar fi un sistem de a genera în fiecare an conținuturi multimedia pe care apoi le urcăm pe baza evaluării făcute tot de braț la profesorilor și care nu duce la niciun fel de centralism, pentru că e pur și simplu o modalitate de a noi mereu sistemul. Aș mai spune că de această abordare ar avea foarte mult de câștigat elevii, pentru că și elevii care au în față profesori slabi ar beneficia de o lecție bună pe care o accesează, nu ascultând profesorul plictisit din fața lor sau știu, care nu vine că a ratat autobuzul și astăzi e absent și nu face navetă în satul cu care eu. Știți, sunt născut în sat și atunci eu trebuie să apăr oamenii ăștia care au fost născuți în sat ca și mine, da? Știu ce înseamnă să stai în sat și să-ți vină profesorul când îți vine. Am avut parte din fericire și de profesori extraordinari. Deci revin, elevii ar avea foarte mult de beneficiat de aceste lecții. Ai produce un uriaș salt în egalizarea șanselor. Pentru că principala inegalitate în sistemul de educație este dată de calitatea profesorilor. Unii elevi sunt avantajați că au în față profesori foarte buni, alții sunt dezavantajați pentru că au profesori de slabă calitate. Dacă tu ai oferit tuturor lecțiile celor mai buni profesori, accesibile de oriunde, oricând, atunci ai egalizat cât de cât șansele. Și aș mai spune că nu numai elevii ar avea de câștigat, ci profesori. Dacă eu sunt profesor la clasă, și predau așa, lehămisit, predau ca să iau salariul și cu asta, basta și să mă duc acasă, să mă duc la pescuit. Dar știu că elevii mei o să mă compare cu lecția aia care este pe online acolo, pe care eu accesează de pe telefonul lor celular, pe care părinții eu accesează. Știu că mă vor compara cu aia. Eu sunt mult mai motivat să-mi îmbunătățesc propria lecție. Am și un model. Cum anume trebuie să fac? Și pot să predau la clasă mai bine decât profesorul pe care eu însumi l-am văzut cum predă aceeași lecție pe care eu vreau să o predau. L-am văzut pe dumneavoastră predând teorema lui Pitagora, bun, știu că elevii o să mă compare cu dumneavoastră, mă gândesc cum să fac eu să o predau mai bine. Ca să ies eu în plus. Vedeți, ar fi un beneficiu inclusiv pentru profesor. Ar fi un beneficiu pentru profesor pentru că în felul acesta s-ar putea îmbunătăți propriile lor competențe de predare având astfel de modele. Ca să nu mai spun că ar fi un beneficiu pentru studenții care se pregătesc să devină profesori. Pentru că ei ar vedea cum se ține cu adevărat o lecție. Și ar putea după aceea să-și compare modalitatea proprie de a ține o lecție cu modalitatea pe care au văzut-o la cei mai buni profesori. Adică, în felul acesta, cred că am putea genera un sistem care este mult mai aproape de mintea acestei generații digitale, care are nevoie de blending, de hibridizări, de amestecuri dintre întâlniri față în față și conținuturi care sunt multimedia, nici de cum nu înseamnă că renunțăm la varianta tradițională. Trebuie să ne gândim cum este formula, care e formula de hibridizare cea mai bună pentru orice temă de la orice materie. O chestiune de genul acesta n-ar duce nici la centralizare și ar avea efecte benefice pentru elevi, care egaliza mult șansele și ar oferi conținuturi de învățare pe măsura minților, pentru profesori, pentru că ar fi stimulați ca ei înșiși să fie mai buni decât cei pe care îi văd pe online, pentru cei care urmează să fie profesori, pentru că ei ar învăța ce înseamnă o lecție cu adevărat predată. Și ar avea un sistem care s-ar înnoi singur.
și care ar fi gestionat în primul rând cadre didactice. Da, mă gândesc că nu doar copiii au mintea asta, eu nu știu alții cum sunt, vorba lui Creangă, dar eu am constatat și la mine modificări structurale clare, inclusiv în felul în care citesc cărțile pe hârtie. Am început să citesc mult mai multe cărți simultan și amestecându-le, de exemplu, dar noi știm, de exemplu, la Casa Corpului Didactic, sunt mulți profesori care ne spun, domnule, n-am putut să vă văd live, dar v-am ascultat în tren spre... am luat înregistrarea de pe, de pe pagină și am ascultat-o în mașină sau, sau mai știu eu cum. Dincolo de asta mă gândesc, adăugând cumva la ce ați spus, că în fond și la urma urmei, inclusiv lecțiile astea urcate pe eventuală platformă, pot fi de diferite tipuri. Pot fi în principiu și lecții mai expozitive, absolut. Pot fi și lecții mai interactive și așa mai departe. Deci putem să avem N variante pentru aceeași temă. Și atunci, având mai multe variante, este ca un genotip care are mai multe fenotipuri, nu? Da, adică șansa de a pătrunde mintea cuiva crește. Pentru că eu poate prefer o lecție mai expozitivă, dumneavoastră una mai demonstrativă, altcineva una mai aplicativă, altcineva una mai degrabă cu texte, altcineva una mai degrabă cu exerciții. Nu ne împiedic. Doar că trebuie tot să fie un control al calității. Și controlul cel mai bun al calității nu o să-l impună niște administratori din minister, ci tot cadre didactice, selectate de asociațiile profesionale. Ca sistemul de peer review de la reviste. Dintre specialiștii care publică, se selectează unii, care pe rând se schimbă, nu e unul și același comitet până la sfârșitul vieților, și care înnoiesc în felul acesta sistemul. Da, de fapt, elevii noștri fac deja asta. Eu am elevi care caută pe YouTube lecții, tutoriale, și poate că ar fi bine să aibă o alternativă ceva mai controlată. Și mai... Domnul Căstea, indiscutabil că unii încep, dar încă o dată revin la ceea ce am discutat înainte. Una este individul, alta este mecanismul. Hai să creăm un mecanism. Un mecanism prin care să se producă constant lecții multimedia de bună calitate de către oamenii foarte buni din sistem, să se evalueze constant aceste producții, să se upgradeze mereu aceste platforme și să fie oferite tuturor, nu numai unora care sunt mult mai interesați și care caută, pentru că sunt niște indivizi. Deci, și laudă lor, cinste lor, vreau să zic, dar haideți să construim mecanisme dacă vrem să schimbăm sistemul, nu numai câțiva oameni, știți, numai un grup, o elită sau, știu, niște norocoși. Da. Doamna Ioana Ionic pune o întrebare care sună în felul următor și spune așa: cum reușim să-i convingem pe părinții elevilor cu ce să accepte colaborarea și recunoașterea nevoilor speciale ale propriilor copii? Iar eu aș extinde cumva întrebarea: cum ne descurcăm, în general, copiii cu CES? Pentru că CES-ul e o rană deschisă, dacă mă întrebați pe mine, în sistem. Și rare ori am întâlnit oameni care să știe cu adevărat ce au de făcut în fața unui copil cu CES, la toate nivelele posibile, inclusiv acel de integrare și așa mai departe. Cum vedeți? Da. Din nou, soluția este pe mai multe dimensiuni. Întâi, cred că primul lucru care trebuie făcut este de a avea în școală psihologi competenți, specialiști în psihopedagogie, care să diagnosticheze cât mai acurat aceste probleme. Atunci nu mai apare toată povara pe profesor, pentru că profesorul, să zicem, de matematică sau de română sau de chimie, vede că la ora lui, iată ce se întâmplă, el îi spune părintelui: vezi, cred că copilul are o problemă. Părintele neagă, părintelui nu este confortabil să recunoască că copilul lui are o deficiență, are o nevoie educațională specială. Vrea să considere că copilul lui este ok ca tot ceilalți și că școala e problema și profesorul este problema. Și atunci îl acuză pe profesor. Ca să blocăm aceste acuze, de cele mai multe ori nejustificate și care survin datorită faptului că părinții neagă deficiențele care le au copiilor ca să-și protejeze propriul ego.
atunci avem nevoie de o altă parte, de o terță parte între părinte și ele, pe de-o parte și profesor, care este un psihopedagog sau un psiholog școlar și care pune un diagnostic pe baza unor instrumente clare, verificate, validate și spune, iată care e problema. Atunci, se reduce din presiunea pe profesor. Acest psihopedagog poate apoi, sau specialist în psihologie școlară, noi lucrăm acum în toamnă, o să terminăm o platformă de evaluare și intervenție pentru copii și adolescenți, care sper să aducă o foarte mare schimbare în sistem. O să vă povestesc despre altă dată, nu vreau să vorbesc acum. Tocmai în ideea care am spus înainte. Ei, previn. Dacă se face un astfel de diagnostic de o terță parte, atunci acest specialist poate să ofere sugestii cum anume trebuie să se predea profesorului, dar și părintelui cum anume să se comporte el. Adică asta se numește intervenție multifocală. Adică asta înseamnă că dacă eu sunt psiholog școlar, eu fac un diagnostic și atunci, după ce am făcut diagnosticul și am constatat deficiența de învățare, de exemplu, că copilul respectiv are o dificultate de învățare a numerelor. Noi acum, de exemplu, adaptăm un test american care diagnostichează această abilitate de a opera cu numerele. Adesea sunt mulți elevi care sunt socotiți proști, dar de fapt nu sunt proști. Ei nu au o deficiență intelectuală, ei au o disabilitate de a opera cu numere. Asta e cu totul altceva decât inteligență. Da? Și trebuie să poate antrena, etc. Revin. Deci dacă eu fac o astfel de diagnoză, după ce am făcut o astfel de diagnoză, eu fac o intervenție multifocală, așa se numește. Adică eu lucrez cu elevul ce trebuie să lucrez ca să remediez. Doi, îi spun părintelui ce să facă după ce a ajuns elevul acasă ca să amelioreze exact aceeași problemă. Și trei, îi spun profesorului. Poate profesorul nu are neapărat timp, dar am un profesor de suport, un profesor peripatetic, care face ceea ce îi spun. Și atunci intervenim din mai multe direcții ca să rezolvăm aceeași problemă. Asta se numește intervenție multifocală. Ei, soluția la aceste probleme pentru copiii cu deficiențe de învățare, cu nevoie educațională specială, este o evaluare, așa se numește, multi-method, multi-informant, adică cu mai multe metode de către mai mulți informanți, ceea ce noi lucrăm la platforma asta, și doi, o intervenție multifocală. Adică specialistul spune apoi, uite ce sugestii vă dau, cum să gestionați această problemă. Și atunci lucrurile s-ar rezolva mult mai bine. Aș mai adăuga încă ceva. Din nou revin la sistemul de pregătire a personalului didactic. E imposibil, oricât de deștept este omul care vrea să devină profesor, ca într-un semestru de psihologie să învețe cum să gestioneze copiii cu deficiențe de învățare, cu nevoi educaționale speciale. N-ai cum. Îți trebuie un alt sistem de pregătire. Altfel, vei avea cât un profesor excepțional care își dezvoltă o pasiune, citește literatura pe domeniul acesta, se interesează, dar e un individ nou. Trebuie să schimbăm mecanismele. Nu-i suficient să schimbăm indivizii. Atunci, ne trebuie un alt sistem de formare a personalului didactic. Inclusiv a celor care sunt în sistem, de a fi expuși la astfel de formări, de pregătire, de formare continuă, în care spune, uite, hai să luăm problema ADHD-ului. Deci, uitați, colaboratorii mei avem un program de genul acesta, de a învăța pe profesori cum să lucreze cu un copil cu ADHD. Dar învățăm și pe părinți cum să lucreze cu copilul care are ADHD. Și învățăm și pe psihologi școlari cum să lucreze cu același copil care are ADHD. Și atunci ai din trei direcții o intervenție pentru aceeași problemă la același subiect. Atunci șansa de a face o schimbare crește foarte mult. Aș citi un comentariu foarte interesant pe care îl face doamna profesoară Laura Porbe, în citadina dumneavoastră, care spune așa, sunt pe YouTube canale de cursuri pe diferite teme, de exemplu Crash Course pe teme de psihologie, sociologie, economie sau pe TED.ed. Apoi sunt anumite platforme care permit încărcarea de modele de lecții. Ce vreau să spun e că procesul de care spuneți are loc, doar că produsele nu sunt girate, validate de un grup de profesori anume, ci sunt validate pe baza regulilor media. Like, follow, abonament. Cum vi se pare? E mai bine decât nimic? Nu, mi se pare un comentariu corect.
De aceea am spus că aceste lecții multimedia trebuie construite de profesori, nu de firmele de IT, pentru că ei știu mai bine cum se face o astfel de construcție. Sigur că au nevoie de o anumită asistență și mai departe. Practic se dau niște template-uri, după care în template-uri respective noi putem să construim aceste lucruri. Și trebuie validate de comunitate. Fiecare dintre noi ia de bună, are încredere, dacă comunitatea din care face parte validează o anumită lecție. Orice, nu? Dacă comunitatea mea de psihologi, de exemplu, spune, uite, ăsta e un test care e bun, atunci eu iau acel test pentru că am încredere în comunitate, dar dacă nu am o mișcare la nivelul comunității care să-mi valideze lecția sau conținutul respectiv, unii o să o ia, alții nu o să ia lecția respectivă, unii o să fie interesați, alții nu o să fie. Cu cât participarea la un proces este mai puternică, cu atât aderența la concluziile acelui proces și la implementarea procesului crește. Deci dacă noi implicăm profesorii în construcția de lecții multimedia, în evaluarea acestor lecții, atunci implementarea lor la clasă va fi mult mai bună decât dacă nu implicăm, luăm pe cineva din afară, nici în evaluare, nici în construcție și le spunem pe aceea aplicați chestia asta. E greu. Trebuie să implici pe oameni într-un proces ca ei să creadă în procesul respectiv. Credem într-un proces dacă suntem partea lui. Dacă nu suntem partea procesului, ne e greu să avem încredere în procesul respectiv. Mai citesc încă un comentariu venit despre Mihail Boșugea Tudor, care spune și el, există și teleșcoală, există și contribuțiile cele de la Institutul de Lingvistică, nu am mai auzit de foarte multă vreme de lecții expozeu. Noi avem proiector, calculator, facem telefonul cu muzică, filme, imagini, iar când lucrăm online, cam toți știm să facem asta. Acum, da, nu știu ce să spun, toți ăla pare foarte optimist, Mihai, dar o fi. Și eu constat așa, ochiometric, că există o tendință spre a părăsi pur și simplu metoda directă a expozeului, însă nu știu dacă, mă rog, lucrurile stau așa bine cum încă să ne lămurim. Apar tot fel de ideologii, unele stupide. Știți, la noi este la modă să fumăm țigările, ștoacele de la țigările pe care alții le-au fumat și au ajuns până la chiștoc și au aruncat chiștocul. Noi luăm chiștocul cu mare entuziasm și îl fumăm. Așa se întâmplă cu unele teorii care circulă prin Occident o vreme, după care sunt abandonate. Noi le luăm cu entuziasm după o întârziere de vreo 10 ani și le fumăm ca și cum ar fi extraordinar. Deci, ideea de lecție de expozeu nu este o idee care ab initio este proastă. Expozeu este o metodă, una dintre metodele posibile de a preda un conținut. Trebuie să vezi când anume această metodă este cea mai bună. Știți, Mark Twain avea o vorbă. Cine are în mână un ciocan vede peste tot cuie. Adică ai numai un instrument și ajungi să fetișizezi instrumentul. Ajungi să citești realitatea numai prin intermediul acelui instrument. A apărut la un moment dat moda că totul trebuie să fie project-based, să se facă lecții pe bază de proiect și pe bază de discuții și toți s-au apucat să facă pe bază de discuții și pe bază de proiecte. Greșit! Pentru că sunt date foarte clare din cercetare care arată că, de exemplu, un novice, adică atunci când un elev este un începător în a învăța o materie, și adultul care este în faza de începător în a învăța ceva, beneficiază mult mai mult de o lecție structurată, o lecție în care eu îi spun, faci asta, apoi asta, apoi asta, apoi asta, punct. Beneficiul când ești începător e mult mai mare, înveți mult mai mult dintr-o lecție structurată de tip expozeu decât dintr-o lecție bazată pe proiecte. Când însă ai trecut de faza de începător în domeniul respectiv și ai început să gândești mai sofisticat, atunci se inversează. Atunci ai nevoie mai degrabă de problem-based teaching, da? Deci de învățământ de bază de probleme, bază de proiect, bază de colare, sigur. Dar trebuie să știm când, ce metodă utilizăm, ce elevi. Și nu să fetișizăm o metodă. Și să spunem, asta este by default bună, asta este by default proastă. Ajungem la ceea ce spunea Mark Twain.
avem în mână un ciocan și vedem peste tot cuie. Deci un profesionist inteligent este acela care, unu, are unelte, multe, are un toolkit, are o trusă de scule, nu numai o singură sculă, și doi, știe ce sculă să utilizeze, pentru ce problemă, cu ce subiect. Ne mai foarte interesante analogiile și foarte plastice. Ne mai puteți da exemplu de câteva chiștoace, ca să spun așa, în afară de... Oh, vă dau exemplu de chiștoace. De exemplu, circulă acum de o vreme o ideologie din nou că trebuie să fii extrem de permisiv cu copiii tăi, asta circulă mai ales pe la părinți, dar din păcate a intrat și în sistemul de educație, în sistemele formale de educație, cât mai permisiv, ca nu cumva să le distrugi creativitatea. Adică să fie reguli cât mai puține. Îmi cer scuze, era o doctorandă de-a mea care mă sună. O să-mi și pun pe silent ca să nu mai am. Ok, cer scuze. Deci, a apărut ideologia aceasta care spune, ok, trebuie să îi lăsăm mai puțin cu reguli, mai puține reguli ca să nu le distrugem creativitatea și să le cultivăm stima de sine. Domnul Cristian, ideologia asta de hai să întâlnim stima de sine, că din stima de sine se va dezvolta apoi totul, adică dacă eu ajung să am o stimă de sine ridicată, eu după aceea o să fiu relaxat și o să rezolv și viața mea o să fie extraordinară. Această ideologie a pătruns prin Anglia prin anii 70-80. Ok, au trecut niște decenii. Școala a fost construită în mare măsură după o astfel de ideologie. Adică fiecare în școală primea câte un premiu. Dom'le, dacă nu primeai premiu pentru care ai cea mai bună învățătură, primeai premiu pentru aruncarea mâinii, mingii de basket cu mâna dreaptă. Dacă și acolo erai slab, nu-i nimic, primeai un premiu pentru aruncarea mingii de basket cu mâna stângă. Și așa mai departe. Toată lumea era premiu să nu cumva să distrugem încrederea și stima de sine a elevilor. Să nu cumva să creăm competiție. Efectul. Vă spun un raport care a apărut acum 7-8 ani. Efectul. Citez. Avem elevi sau absolvenți cu încredere în ei înșiși, dar cu performanțe slabe. Ok? Adică tot umflăm stima de sine și rezultatele nu apar. Dom'le, atenție! Oamenii ăștia vor intra pe piața muncii. Oamenii aceștia se vor confrunta cu alții care sunt mai capabili să producă rezultate și vor pierde în acea competiție. Atunci noi trebuie să fim atenți, mai ales că încă o dată sunt, uitați, vă dau un autor, Baumeister, a scris acum vreo 10 ani o meta-analiză despre efectele stimei de sine și a reluat-o acum vreo 2 ani meta-analiză și a spus la aceeași concluzie am ajuns și acum. Stima de sine se dezvoltă, nu... Întâi dezvolți stima de sine, că după aceea obții rezultate. Invers, îl înveți pe elev sau pe tine, ca adult, să obții rezultate și apoi îți crești stima de sine datorită faptului că tu obții rezultate. Și nu neglijăm rezultatele, doar înălțăm stima de sine. Vedeți? Filmare. Țigara care a fost fumată acolo este, domne, mai încet cu stima de sine. Puneți mai mult accent pe a-i ajuta pe elev să obțină rezultate. Lăsați stima de sine. Ea apare dacă ei obțin rezultate. Nu vă preocupați excesiv de ea. La noi, țigara asta care a fost fumată și ștocul aruncat, e preluată și fumată cu mult entuziasm acum și toți ne apucăm, stimă de sine, stimă de sine. Lasă rezultatele, lasă, nu, stimă de sine. Greșit. Greșit. Adică, noi fumăm cu entuziasm ștocele aruncate de alții. Da, încep să mă gândesc cu îngrijorare că poate nu trebuia să mă las de fumat, că nu mai am acces nici la țigări, nici la chiștoace în cazul ăsta. Dacă e să nu, ne gândim... trebuie să ne gândim critic. Dar să spun, un profesionist adevărat este un profesionist care nu are o sculă, are o trusă de scule și care știe ce sculă trebuie utilizată, în ce context. Asta este un meseriaș adevărat. Asta, spre asta trebuie să gândim. Nu să avem fetișuri, genul metoda aia e bună și metoda aia e proastă și așa mai departe. Nu. Să gândim critic, doar să gândim. Deci, cum zice cartea, și veți gândi și veți ajunge la adevăr și adevărul vă va face liber.
Da, mă, gândindu-mă puțin și la celebrul sindrom Dunning-Kruger, nu, mă gândesc că chiar au o șansă mai mare să aibă o stimă de sine ridicată cei care nu știu de fapt lucruri. Și ăsta este un pericol, mă rog, aș spune că e un pericol. Păi uitați-vă, dau o rețetă sigură de a construi stima de sine, care e un balon de săpun. Dăm note foarte mari la clasă, la evaluarea națională și mai departe. Din păcate, eu văd efectul ăsta la nivel universitar. Oamenii care cred despre ei că știu mult mai mult decât știu, pentru că au primit note mari pe cunoștințe puține. Asta i-a făcut să aibă ceea ce eu numesc, și autorii, alți autori numesc, iluzia cunoașterii. Crezi că știi mult mai mult decât efectiv știi. Când ai iluzia cunoașterii, nu numai că tu nu știi că trebuie să știi, dar nici nu crezi că mai trebuie să înveți. Aici este marele efect negativ. Ajungi la o autosuficiență. Simți că nu mai e cazul să faci efort să înveți din moment ce tu deja știi, deja ai ajuns să ai o abilitate extraordinară. Nu? Deci de asta spun, trebuie să fim atenți la, să preluăm cu gândirea noastră critică ceea ce se întâmplă în jur, ceea ce se vehiculează, nu să înghițim tot ceea ce se vântură dintr-o parte în asta, adesea din motive ideologice, nu o bază științifică. Am să pun o întrebare așa, care nu știu dacă o să mă fac foarte simpatic celor care ne ascultă, însă sunt și profesorii pândiți de pericolul ăsta? Sau numai elevii, nu știu? De a crede că știu mai mult decât știu, de a se lăsa în baza unor note luate la examinări, la grade, și așa, eventual premii, știu eu, certificate și alte nebunii de genul ăsta. Toți suntem vulnerabili la acest mecanism, toți. Teoria pe care noi ne-o construim despre ce înseamnă să învățăm este în mare măsură determinată despre cum suntem evaluați. Dacă eu sunt evaluat cu note mari, eu știu, eu primesc gradul întâi pe baza unui efort mic, pe baza unor cunoștințe puține, eu cred că atât înseamnă să înveți. Pentru că uitați, ce notă mare am luat, nu? La fel crede și elevul. Deci toți suntem vulnerabili la modul în care suntem evaluați, pentru că modul în care suntem evaluați ne face pe noi să credem că suntem ok. Uitați-vă. Sigur, eu spun adesea adevăruri inconfortabile. Faptul că toți profesorii primesc același salariu, indiferent de calitatea prestației lor, îi face pe cei slabi să creadă că sunt la fel de buni cu cei buni. De ce? Cum de ce? Au același salariu. Și atunci, indiferent de faptul că din când în când poate cineva le spune, știți, dar dumneavoastră nu sunteți așa de bun profesor. Dom'le, la finalul lunii ne uităm la statul de plat, vedem că sunt aceiași bani și eu încep să cred că, hai domne, că nu e o diferență așa de mare între mine care sunt slab și dumneata care ești foarte bun, înțelegeți? Uniformizarea salarizării constant, treptat, nu face pe mine să cred că sunt și ca și competență egal cu cel cu care am același salariu. Pentru că am aceeași evaluare, am aceeași nivel de recompensă, deci înseamnă că prestația mea e la fel. Vedeți, asta este greșit, adică mi se pare incorrect să nu faci diferențiere între profesori în funcție de calitatea prestațiilor. Și încă o dată, trebuie evaluat profesorul în primul rând pe el cu el însuși. Deci de asta, printre altul, de exemplu, în legea educației am introdus evaluările la clasa a doua și la a patra. Hai să luăm un exemplu. Eu sunt învățător la clasa a doua. Vine evaluarea națională și elevii de la mine din clasă au un scor. Eu compar scorul ăla cu benchmark-ul național. Care e media la nivel național la clasa a doua? Care e media la nivel de județ la clasa a doua? Care e media la nivel de oraș la clasa a doua? Și mă compar, dom'le, clasa mea, cum e? Acum, în anul de grație 2021, după care eu, ca învățător, am la dispoziție 2 ani, domnul Cristian, 2 ani. În clasa a patra am o nouă evaluare, tot la nivel național. Și atunci obțin clasa mea un scor. Din nou, o compar
cu benchmark-ul, deci cu media națională, media județeană, media din orașul meu, și compar cum anume s-a modificat poziția clasei mele în raport cu aceste standarde. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mă compar cu mine, care conduc școala de la periferie, clasa asta de copii cu necăjiți, cu dumneata care ieși la școala din centru, cu elevi care au biblioteci în casă, părinți foarte interesați să înveți și mai departe. Mă compar pe mine cu mine. Cum m-am poziționat eu după 2 ani de la ultima evaluare? Vedeți? Asta înseamnă evaluarea mea în raport cu mine. Asta este foarte fair. E foarte corect să văd. Dom'le, ce am făcut eu în 2 ani? Pentru că dacă eu am rămas la aceeași poziție în raport cu media națională sau județeană, înseamnă că nu se vede munca mea. Înseamnă că acum și în urmă cu 2 ani tot acolo sunt. Știți? Deci, prin urmare, genul acesta de evaluări trebuie luat în seamă. Și evaluările de 360 de grade. Nu vreau să intru în detalii cu chestiunea asta. Dar trebuie făcute evaluări cât mai valide cu putință pentru a diferenția între prestațiile didactice și pentru a salariza ca atare. Altfel, la aceeași salarizare, credem că toți suntem la fel de competenți. Ok? Da. Așa cum elevii care primesc aceeași notă mare, indiferent că știu puțin sau mult, cred că sunt la fel de competenți, au iluzia cunoașterii. Da, sunt foarte multe întrebări care vin pe toate canalele, ca să spun așa. Eu sunt și cu ochii pe ceas, așa, și încerc să le selectez, nu o să le polua pe toate, asta e clar. Mai facem cândva o întâlnire. Îmi ofer scuzele anticipat, dar poate reușim în toamnă, după ce o să mergem cu toții în concedii pe salariile alea aproximativ egale și o să ne întoarcem la școală. Ați vorbit despre rezultate și ați vorbit despre rezultate inclusiv în căpătarea stimei de sine la elevi, ceea ce mie personal mi se pare corect. Dar aș vrea să vă întreb, vi se pare că felul în care sunt înțelese rezultatele în momentul ăsta în sistem, mai exact ca rezultate la olimpiade sau concursuri naționale și eventual medii școlare la sfârșitul anului, e un mod corect sau un mod îngust de a înțelege noțiunea de rezultat? Nu este un mod corect. Este un mod insuficient de a evalua. Domnul Căsăr, eu am predat la Turda, la școala generală numărul 8. Aveam și clase foarte bune, dar aveam și cele mai slabe clase din școală. Deci, și pentru că aveam și formația asta nu numai de istorie, filozofie, ca să predau acolo istorie și filozofie, dar aveam și formația de psihologie, se făcea pe vremea Ceaușescu atunci. Atunci aveam și clase în care erau copii cu intelect de limită. Eu eram foarte mulțumit de faptul că la finalul anului ei erau un pic mai disciplinați, ei au trecut de la 5 la 6, ei nu vor fi niciodată olimpici, dar scopul nu este să-i fac olimpici, scopul este să-i fac să crească. Adică cred că e mult mai importantă diferența făcută de un profesor de la elevul cu 5 să-l facă să ajungă la 7 decât de la elevul cu 8 să-l faci să ajungă la 10, știți? Sau să-l faci de la 10 să fie olimpic, pentru că adesea performanțele excepționale nu se datorează numai profesorilor, se datorează mediului familial, se datorează meditațiilor suplimentare, se datorează calităților excepționale pe care le-au copii. Deci nu aș face confuzie aici. De aceea, din nou, încă un lucru care l-am spus, l-am scris, nu a fost luat în seamă. În legea educației încă e scris că școlile vor fi evaluate și vor fi evaluate după două caracteristici. Unul, performanță, doi, incluziune. Adică dacă eu sunt școală de periferie și eu am reușit să fac incluziune, eu trebuie să primesc premiul. Adică dacă i-am reușit să-i aduc la școală pe cei care abandonau școală, dacă am reușit pe cei care erau cu 4 să-i fac de 5, de pe bune, adică chiar știu mai mult, eu trebuie să fiu premiat pentru asta. Eu niciodată nu voi obține o performanță la olimpiadă. Dar efectul meu social este la fel de important ca dumneavoastră care ați dus un elev la olimpiadă.
pentru că societatea are extrem de mult de câștigat de faptul că eu am contribuit la reducerea abandonului școlar, eu am făcut pe oamenii ăștia să frecventeze școala, să învețe, să aibă niște meserii, să devină cetățeni responsabili. Câștigul e enorm. Poate uneori e mai mare decât din elevul dumneavoastră olimpic, care e, știu, unul dintre nu știu de sute de mii și care poate la un moment dat are un accident, are nu știu ce, și dintr-o dată nu mai produce ceea ce ar fi putut produce. Deci de asta trebuie să judecăm întâi oamenii cu ei înșiși, cât de mult am făcut de la ultima evaluare onestă a performanțelor mele la clasă până acum, deci mă compar pe mine cu mine, cum era media clasei mele în raport cu media națională acum 2 ani și acum cum e în raport cu aceeași medie, mă compar așadar pe mine cu mine, nu pe mine cu cineva care este din stat mai avantajat. Și atunci e o comparație onestă și asta mă ajută să mă dezvolt. Și doi, iau în calcul mai multe axe de evaluare, nu numai performanțele școlare de vârf, incluziunea socială, capacitatea de a integra ele din clasă, de a-i face mai disciplinați, mai capabili de a deveni cetățeni responsabili, este cel puțin la fel de importantă ca performanța școlară de vârf. Vă spun asta cu toată responsabilitatea. Am scris în lege chestia asta. Se poate verifica. Da, n-a fost luată în seamă. Asta e. Nu nimic. Mai spun. Aș fi tentat cumva să vă întreb... Până la urmă și până la urmă, cine ce a avut cu legea respectivă? Ce credeți? Au fost foarte multe interese care au fost încălcate, știți, prin legea asta. Acum, dacă e să intrăm în istorie, practic, legea a fost construită pe baza Pactului Național. În principiu, dacă partidele și-au dat acordul pe Pactul Național, atunci ar fi trebuit să accepte și legea, pentru că era o derivare dintr-un pact pe care i l-au semnat. Numai că a apărut campania electorală, Joana s-a luptat cu Băsescu, Băsescu a câștigat și atunci, ca să se lupte mai bine cu Băsescu, PSD-ul a aruncat în derizoriu pactul, a spus că nu ne mai interesează pactul, e greșit, totul e greșit, etc. Fost prima fractură, da? Fractura politică determinată de campaniile electorale. Apoi au fost alte interese, interese, aș spune, susținute de sindicate, interese care erau lezate de această lege. Uitați, de pildă, inclusiv a unei părți din profesori. Haideți să vă spun, eu cred că suntem datori să gândim onest dacă o încasăm pentru faptul că gândim onest. Faptul că gândim critic și gândim onest nu ne aduce mulți prieteni, dar ne face mai liberi. Așa că la un moment dat, fiecare dintre noi trebuie să gândească, vreau să fiu mai liber sau vreau să am prieteni. Dacă vreau să am prieteni, atunci gândesc cum gândește toată lumea. O să am mulți prieteni. Eventual chiar gândesc repetându-i pe ceilalți. Și atunci chiar sunt băiatul bun, toată lumea e prietenă cu mine. Dar nu sunt liber. Sau accept să fiu, prefer să fiu liber. Și atunci clar gândesc așa cum cred că e corect, cu prețul de a pierde prietenii și de a pierde simpatie. Ei, uitați, de pildă. În legea educației era scris în felul următor. Clasa pregătitoare și primele 9 clase, deci clasa 9 venea la gimnaziu, formează învățământ obligatoriu. Primare, aveam 10 ani de învățământ obligatoriu, clasa pregătitoare, plus 9 ani de învățământ. Și toate formau, erau ajungeau la gimnaziu. Se lua așadar o clasă de la liceu și venea la gimnaziu. Domnul Căstean, ăsta este sistemul finlandez. Cel mai funcțional sistem, mulți ani. Asta era în același timp, această idee era consonantă cu un lucru extrem de important. La 16 ani, deci când terminai tu cele 9 clase plus clasa pregătitoare, ajungeai la 16 ani, te puteai angaja. Adică era în concordanță cu legislația națională și internațională a muncii. Tu te puteai angaja. Și în același timp era consonantă cu o idee pe care eu am subliniat de mai multe ori. Cea mai mare pierdere, cel mai mare abandon școlar era în trecerea de la clasa 8 la 9. De ce? Pentru că o mulțime de elevi de la sate nu mai vreau să meargă la liceu, datorită notelor care le obțineau, nu vreau să meargă la
școlii profesionale, nu vreau să meargă aici, dar și era un abandon masiv. Dacă tu aduci o clasă la gimnaziu, atunci ei încheie învățământul obligatoriu, se pot angaja după aceea, deci ai mult mai puține pierderi. Primare, erau cel puțin trei argumente. Unu, era reducerea abandonului școlar. Doi, era consonanța cu legislația națională și internațională a muncii. Trei, era consonanța cu modelul finlandez pe care l-am tot cântat toți. Și culmea, nici nu măcar nu era detrimental pentru profesorul de liceu, pentru că tot în lege am scris că se pot face consorții școlare. Adică se face ori un contract între liceu și una sau mai multe gimnazii, școli gimnaziale, și atunci profesorul este angajatul consorțiului, nu al liceului. Adică dacă eu sunt la liceu și nu mai am normă, nu mai am două ore, nu lipsesc de la normă, eu nu sunt angajatul doar al liceului, ci angajatul consorțiului. Așa că n-am decât să mă duc două străzi mai încolo, de la școala gimnazială cu care liceul meu a făcut un consorțiu și îmi iau de acolo, nu completare de normă, e norma mea. Deci nu pierd ore. Okay? Dar au fost unii care s-au simțit lezați, au presat sindicatele și gata. A fost primul lucru care a fost abandonat. Deci, repet, ar fi fost un foarte mare beneficiu. Da, vedeți, asta e. Faci o lege, o argumentezi, aduci dovezi. Adevărul nu-i suficient pentru a impune un lucru corect. Nu-i suficient. Îți trebuie și, în afară de adevăr, îți trebuie și un context favorabil, ca să scurtez tot. Contextul n-a fost favorabil. Spuneți lucrurile profundești la care cred că merită să medităm cu toții. După cum vă spuneam, sunt foarte multe întrebări, dar cred că mai avem timp doar de una. Și nu, mai stau, uitați, până la și... mă tot n-ați cronometrat, așa stau până la și 25, dar chiar la și 25 trebuie să ies. În regulă, atunci mai avem timp de cel puțin două întrebări. Și o întrebare venind tot despre doamna Laura Borbe este așa. Ceea ce spuneți legat de evaluare sună bine, dar în lipsa standardelor de evaluare, cum decidem dacă elevul meu și al altui coleg e de 5 și ajunge la 6? Cine ar fi de dorit să lucreze la aceste standarde? A cui este acum obligația de serviciu sau nu e prevăzut acest lucru nicăieri? În mod normal, Ministerul Educației ar fi trebuit să facă standardele de evaluare de foarte multă vreme. Adică, nu știu că în 2005 eu am inițiat un colectiv de a lucra la standardele de evaluare. Domnul Mirescu era responsabil, dacă mi-aduc aminte numele de minister, cred că nu știu dacă mai țin minte exact numele, a fost responsabil de a lucra la aceste standarde de evaluare. Era și domnul Stoica, atunci era în minister, lucra și la Institutul de Științe Educației, care și era interesat și și-a dat seama că e important să lucrezi la standarde. Din păcate nu au apărut. Nu au apărut și pentru că n-a fost un interes pentru așa ceva, știți, e mai ușor să ne facem, ca să nu fim responsabili, mai bine nu facem ceva. Altfel devine totul mai transparent. Atunci, ca să nu fim responsabili de probleme, pentru că dacă facem transparent lucrurile, atunci devenim responsabili pentru ceea ce constatăm, atunci nu le facem transparent și atunci nu suntem responsabili. Transparența duce la responsabilitate. Dar dacă eu, ca minister, vreau să evit responsabilitatea, nu fac transparență. Și atunci sunt scuzat de responsabilitate, nu sunt... Eu cred că, în primul rând, este responsabilitatea ministerului, dar ministerul înseamnă încă o dată că lucrează cu specialiștii din sistem care stabilesc ce înseamnă să știi materia, știu, de geografie din clasa 5 a de 5, ce înseamnă să o știi de 7, ce înseamnă să o știi de 9, ce înseamnă să o știi de 10. Sigur, încă o dată, bazându-ne și pe calitatea profesorului. Adică niciodată nu se va stabili la milimetru ce înseamnă. Dar dacă tu ai profesor bine pregătit și îi poți pregăti într-un alt fel de sistem de pregătire decât cel de acum, atunci acei profesori bine pregătiți vor ști cum să interpreteze aceste standarde. Nu le trebuie exact lucru. Uite, haideți să vă dau un exemplu. În Finlanda, de exemplu, eu nu fetișizez acest model, dar știu că trebuie învățate anumite lucruri din diverse modele și unele lucruri nu trebuie învățate pentru că nu se aplică în sistemul în care ești tu. Dar să vă dau un exemplu care cred că e potrivit. În Finlanda, de exemplu, se stabilește numai
ce anume trebuie să știe elevul la finalul anului, așa numitul learning output. Deci care e rezultatul învățării? Și se spune, doamne, la matematică sau la limba finlandeză, la finalul anului clasa sau clasei a șaptea, elevul trebuie să știe următoarele. Și se spune ce trebuie să se știe. Okay? Nu este curriculum. Profesorul are tot fel de instrument, el își construiește lecțiile. Astfel încât să ajungă acolo. Adică, altfel spus, nu îi se spune pe unde să meargă. Asta înseamnă curriculum, nu? Un drum. Îi se spune unde trebuie să ajungă. Care este esența aici? Profesorii sunt foarte bine pregătiți. Ei știu cum să-și construiască singur lecții. Ei știu cum să își construiască drumul ca să ajungă la acel learning output. Bun, dar dacă n-ai profesor bine pregătiți, dacă îi pregătești nu în 2 ani cum îi pregătesc finlandezii, nu de acum, de 20 și ceva de ani, prin ce, de 30 de ani, prin masterat didactic, îi pregătești numai timp de câteva luni în DPPT. Și dacă nu le dai curriculum, ai terminat. Adică praful se alege. Și atunci îți trebuie un curriculum. Să spui, acum se vede lecția cu tare, apoi lecția cu tare, apoi lecția cu tare. Care, ceea ce pentru profesori foarte bun, mai degrabă îi încurc. Dar aia foarte bun sunt puțini. Deci revin. Prima mare, îți trebuie, dacă ai profesor de bună calitate, n-ai nevoie de atâtea reguli. Când ai profesor de mai slabă calitate, îți trebuie mai multe reguli, din păcate. Știți? Și atunci, de asta cred că trebuie făcută o abordare a standardelor de învățare de către minister, care trebuie să stabilească ce înseamnă la cutare materie cunoștință de nota 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poate că inclusiv pila de notare, poate o reducem nu de la 1 la 10, punem de la 1 la 5. Asta nu vreau să intru în detalii de genul acesta. Dar se pot stabili standarde, însă dacă ai profesori bine pregătiți, ei știu să interpreteze standardele fără să le supra-specifici, fără să le faci niște pătrățele birocratice, niște ochelari de cal pe care să îi forțezi pe profesor să le bagi în capul lor, că atunci mai degrabă crezi birocrație. Deci îți trebuie două lucruri. Unu, profesori bine pregătiți și doi, standarde suficient de flexibile, dar clare pentru ce înseamnă performanță școlară. O întrebare. Cum vedeți organizarea eficientă a monitorizării profesorilor care au participat la cursuri de formare, astfel încât competențele pe care le capătă la cursurile respective să ajungă în clasă la elevi? Știm că sunt foarte multe cursuri, unele care se vor cu impact sistemic și cu toate astea, nu știu, e de multe ori constatăm că până în sala de clasă ajunge foarte puțin sau nu ajunge nimic. Cum credeți că am putea îmbunătăți procesul? Eficiența sau calitatea unui curs se evaluează pe 3 criterii. Primul criteriu cel mai slab al calității unui curs este satisfacția cursanților. Adică la finalul cursului le întreb, v-au plăcut? Și spun, da, ne-a plăcut foarte tare. E satisfacție. E o dimensiune a calității, nu? Dar e destul de superficială. A doua este să vezi cursul de învățare. Adică le dai un test înainte de a ține cursul și obțin un scor la testul respectiv, le ții cursul și le dai un din nou testul. Și vezi dacă este o diferență între scorul pe care l-a obținut înainte de curs și scorul pe care l-a obținut după curs. Adică ce măsori? Măsori capitalul cognitiv, măsori plusul de învățare. Nu numai satisfacția, v-a plăcut sau nu v-a plăcut, și cât au învățat. Și a treia caracteristică este transferabilitate. Cât din ce s-a predat se transferă. Ei, aici e marea problemă. Adesea transferul este redus pentru că cursurile nu sunt pline de exemple. Mulți dintre cei care predau cursul sunt cei care n-au ținut cursul. Deci, domnul Cristian, din păcate, universitățile sunt pline de impostori, de oameni care predau ceea ce ei n-au făcut. Sunt oameni care predau cum se ține o lecție, dar nu au fost în viața lor într-o cancelarie. Nu au predat în viața lor la clasă să vadă cum e aia să predai la clasă. Vin și țin un curs de metodică, dar ei n-au ținut lecțiile de metodică sau n-au ținut lecții câțiva ani măcar. Okay? Și atunci n-au exemple concrete. Și atunci transferabilitatea este foarte dificilă. Pentru că dacă nu îți dau exemple
care să semene cu ceea ce faci tu zi de zi, îți îngreunezi transferul. Deci trebuie mai multe exemple concrete ca să favorizezi transferul. Asta e responsabilitatea celui care ține cursul, a formatorului. Și apoi este responsabilitatea ori a școlii, ori a profesorului, dacă e responsabil, ca să monitorizeze aplicabilitatea acestor lucruri. Da, cu condiția ca încă o dată el e ajutat prin exemple, pentru că prin exemple se transferă, prin analize de caz, numai prin teorii. Teoriile le putem citi. Nu teoriile ne influențează, ne influențează exemplele și ne influențează modelele. Faptul că facem analiza unui profesor care a făcut lucrurile acestea, este un model. Modelul ne influențează mult mai mult decât o teorie. Atunci crește transferabilitatea dacă eu, de exemplu, țin un curs, după care fac o analiză de caz, exemple adecvate, fac o analiză de caz și după aceea iau pe cineva care spune, uite, cutare, a făcut cutare chestie, cu cutare caz. Și atunci dau exemple, dau modele. Modelele ne ajută să facem transferurile pe practica noastră. Da. Niciodată nu e un transfer perfect, depinde și de motivația noastră, depinde și de dacă suntem recompensați pentru acest transfer, dar se pot face multe lucruri ca să crești transferabilitatea. La fel în cazul nostru ca profesori. Dacă noi predăm o lecție elevilor, dar noi nu dăm și exemple din viața cotidiană, ei vor ști conținutul lecției respective, dar ei nu vor transfera cunoașterea pe viața lor cotidiană. Nu vor ști cum să utilizeze cunoașterea. Cu cunoașterea este ca și cu orice altă resursă. E important să ai cunoaștere, dar e și mai important ce faci cu ceea ce ai. Da? Ca și cu orice resursă. E important să ai resurse naturale, să ai petrol, să ai resurse de turism, dar contează ce faci cu ceea ce ai. La fel ești și cu cunoașterea. Ce faci cu ceea ce ai? Și aici, când știi ce să faci cu ceea ce ai, cu cunoștința pe care ai, aici este locul în care se transferă cunoașterea în competență. O competență e o cunoaștere în act, adică o cunoaștere pe care eu o am și apoi știu cum să o utilizez pentru a rezolva problemele cu care mă confrunt. Aia e competență. Dacă eu am doar în cap cunoașterea, dar nu știu cum să o utilizez când mă izbesc de o problemă, eu am cunoaștere. Eu n-am competență. Competența apare dacă mă înveți nu numai să posed cunoașterea, ci și cum să exploatez, să folosesc adecvat cunoașterea pe care o am pentru ca să rezolv probleme. Asta e transfer, asta e competență. Altfel e doar cunoaștere. La fel se întâmplă și cu noi ca adulți, ca profesori. Mergem la un curs, avem cunoaștere. Competența apare atunci când eu știu să folosesc ceea ce am învățat. Da, pentru că mă gândesc că în fond cu toții știm teoretic să mergem pe bicicletă, nu? Absolut. Adică ar trebui cumva să punem și practica asta. Și mă gândesc că tocmai de la incapacitatea noastră de a pune în practică apare și sentimentul ăsta foarte pregnant și des adus în prim plan, că e inutil practic ce învățăm în școală, că învățăm lucruri inutile. Deși ele nu sunt per se inutile, mai degrabă probabil incapacitatea de a le... Nu că stăiam, sigur. Aici trebuie să subliniez foarte clar. Nu sunt deloc de acord cu cei care mereu ne spun că în școală învățăm lucruri inutile. Că habar n-au, domne. Deci, domne, să mai punem una pe carte. Uitați. Într-o economie extrem de volatilă, în care se schimbă lucrurile foarte rapid, cunoștințele generice te ajută mult mai mult să te adaptezi decât niște cunoștințe foarte specifice. Deci, de exemplu, în Australia s-a făcut o cercetare în urmă cu mai mulți ani, nu foarte mulți, ca să vadă cine e mai adaptat la schimbările de pe piața forței de muncă. Cei care studiază direct tehnologia care acum se utilizează în industrie sau cei care nu studiază tehnologia respectivă, dar studiază multe chestiuni generice. Ei, într-o primă fază, când ajung pe piața forței de muncă, ei mai au de învățat pentru că nu știu să utilizeze exact tehnologia de acum. Dar dacă se schimbă tehnologia, domnul Cristian, cine se adaptează mai repede? Cei care au cunoștințe generice. Deci, într-o economie tot mai volatilă, e important să ai cunoștințe teoretice. Deci să nu vină cineva și să ne lige la cap acum să spună că cunoștințe teoretice nu au nicio valoare, trebuie să ai cunoștințe practice. Uitați, am avut la un moment dat o discuție cu oamenii
cred că eram la Cotroceni atunci, lucram la președinție. Dar am avut o discuție cu oamenii din industrie, care tot timpul acuzau sistemul de învățământ că nu pregătește forța de muncă pentru industrie. Atunci am avut o discuție cu o parte dintre cei care aveau impact asupra mediului economic și am spus, le-am pus următoarea întrebare. Am spus, vă rog să-mi spuneți dumneavoastră cum va evolua industria din care faceți parte peste 10 ani. Pentru că atunci școala va putea să pregătească forța de muncă dacă știți cum va evolua industria dumneavoastră peste 10 ani. Nu cum e acum, nu cum e peste un an. Pentru că eu nu pot să schimonosesc școala în fiecare an să spun, studiați materia aceasta, nu mai studiați, studiați, nu mai studiați. Nu, mi-e trebuie un orizont mai lung de timp. Dați-mi cum va evolua industria dumneavoastră peste 10 ani, că eu atunci încep din clasa 1 și peste 10 ani veți avea oamenii adecvați pentru industria peste 10 ani. Știți ce mi-au răspuns? Habar n-au cum va evolua industria peste 10 ani. Vedeți? Adică nu trebuie tot timpul să ne evaluăm în funcție de ce vrea industria acum. Pentru că ce vrea industria acum este determinată de tehnologia de acum și de piața de acum. Nu înseamnă să o neglijăm complet. E greșit și asta. Dar nici nu trebuie să socotim că asta e singura modalitate de a evalua un sistem. Încă o dată subliniez. Într-o economie volatilă, cunoștințele generale, cunoștințele teoretice, gramatica, gândirii, te face mult mai adaptat decât cunoștințe foarte, foarte specifice, care te pot face adaptat pentru o tehnologie și o piață de acum, dar care te dezavantajează la o altă piață și o altă tehnologie, care inevitabil va veni peste câțiva ani. Pentru că asta este economia, se schimbă mult mai repede. Eu vă mulțumesc foarte mult, am ajuns la 18:24, știu că la și 25 trebuie să ne despărțim. Ok, și... îmi cer scuze, poate am vorbit prea mult, eu trebuie să vorbesc mai puțin, să răspund la mai multe întrebări. Ați vorbit foarte bine și v-am spun argumentat asta, e feedback pozitiv pe toate canalele. Singurul regret e că am rămas cu un pomelnic foarte lung de întrebări. Și poate că dacă nu abuzăm o să vă trimit pe mail și când aveți timp cândva la un moment dat să ne și răspundeți ar fi minunat sau poate ne revedem. Nu mai facem întâlnire. Eu da. Sunt de acord. Deci, dacă o să am o dată drum pe acolo pe la Brăila, vin la dumneavoastră și pe la Galați, scuzați-mă, pe la Galați. Da, asta mi-aduce aminte de un banc din studenția mea cu Clujeanul care spunea că el e de lângă Deș. Și noi suntem de lângă Brăila, adică de la Galați. Mulțumim mult! Știu că aveți mereu dispute acolo, teritoriale sau, mă rog, toate felurile, dar asta face farmecul vieții. Eu vă mulțumesc tare mult, sper să fi fost de folos, că dacă nu aducem valoare adăugată, pierdem vreme și nu merită. Vă mulțumesc tare mult încă o dată. Sunt convins. Îi promit să avem încă o întâlnire, să răspund și la alte întrebări. Mă bucur că lucrurile sunt bune. Nu trebuie să fie toată lumea bună. Știți, dacă toți te vorbesc de bine, înseamnă că n-aduci nicio schimbare, înseamnă că ești banal. Nu-i bine să te vorbească toți oamenii de bine. Mulțumim, ne despărțim. Mai bine vă doresc. Vă mulțumesc tare mult încă o dată, m-am simțit onorat. Sărmâna, la revedere. La revedere, mai bine. Nu spun la revedere și colegilor pe care invit, dacă vreți, și la un after talk, mai mult sau mai puțin lung, asta depinde de dumneavoastră. Cam asta a fost prezența domnului Mircea Miclea în întâlnirea noastră de azi, ca de obicei idei, zic eu, clare, cu o doză de curaj semnificativă, idei cu care evident putem fi de acord sau nu, putem fi parțial de acord sau nu. Și vă invit, dacă știu eu, vreți să interveniți cu un comentariu, cu întrebări, cu o temă de discuție pentru toată lumea, vă rog tare mult să o faceți. Sigur, ideile domnului profesor sunt probabil cunoscute de mulți dintre noi. Însu a tot scris sistematic despre lucrurile acestea și încercați să le pună în practică atunci când
a fost în postura respectivă. Așa că dumneavoastră hotărâți dacă intrăm și într-o a doua parte a discuției noastre sau ne revedem atunci când domnul profesor va fi din nou invitat. Doru, dacă îmi permiți, am să intervin eu un pic. Legat de ceea ce spunea Doina, că noi am încercat să realizăm acele lecții pe care le-am difuzat cu ajutorul televiziunii și le-am postat și pe canalul de YouTube al Casei Corpului Didactic. Vreau să vorbesc un pic despre lecțiile pe care le-au proiectat colegii mei la matematică și să semnalez că, într-adevăr, sunt niște probleme, pentru că profesorii nu sunt obișnuiți să proiecteze acele lecții cu abordare multimedia, că vorbea domnul profesor Miclea de abordare multimedia și profesorii trebuie să fie pregătiți ca să poată să proiecteze o astfel de lecții și au nevoie ori de cursuri de formare, ori să, la universitate, deci în momentul în care fac acel masterat didactic, să aibă un curs în care să le prezinte aceste instrumente, să le formeze această viziune, pentru că nu toți profesorii au viziune și pot să proiecteze lecțiile astea în abordarea multimedia. Pentru că noi suntem obișnuiți să predăm lecțiile la tablă, cel puțin ca profesorul de matematică, eu sunt profesor de matematică, cu markerul sau cu creta pe tablă tradițional. Și este greu să le schimb mentalitatea, pentru că eu am fost pusă în postura de a face observații, să îmi spun punctul de vedere, adică să am o gândire critică vis-a-vis de lecțiile pe care le-am văzut ale colegilor mei. Și tot timpul te lovești de acea mentalitate a lor, adică de ce lecția mea nu este bună, că, dar de fapt lecțiile erau pur și simplu niște lecții predate ca în clasă, la tablă, fără atractivitate, mai ales că erau pentru de se adresau unui anumit grup țintă și erau difuzate la televizor. Și atunci copilul nu avea posibilitate să oprească, sau elevul de gimnaziu sau elevul de liceu, și să urmărească lecția respectivă. Și erau o înșiruire de definiții și de teoreme și de exemple și de cu totul și cu totul plictisitoare și neatractive. Profesorii trebuie făcuți să înțeleagă și să vadă anumite exemple și dacă ar exista acea bibliotecă virtuală despre care vorbea domnul profesor Miclea, ar fi extraordinar, cu modele, să existe acele modele de lecții ca profesorul să înțeleagă și să le vadă utilitatea și să testeze efectiv în clasă atractivitatea acestor lecții. Mie mi s-a părut foarte interesantă și remarca aceea că trebuie să ne alegem sculele corecte în funcție de context și de ce vrem să facem, pentru că cred că știm, toți suntem suficient de mult în meseria asta ca să ne amintim că acum câțiva ani exista așa un entuziasm complet necritic față de orice chestie era interactivă. Aproape fiecare oră devenise un carnaval. Erau și iată că, evident, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Eu, de exemplu, chiar folosesc metode expozitive la clasele mari, foarte mult debate și mai puțin balonașe colorate și, știu eu, sclipiciuri sau animații de YouTube. Da, Vali, te rog. Am aici, aș vrea să am o intervenție aici. Legat de formatul în care ar trebui făcute resursele multimedia, cred că e un lucru foarte important de ținut minte. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră cunosc inclusiv primele lecții făcute pe programul SEI. Dacă vă mai aduceți aminte, lecții foarte complicate, animații, imagini care se tot învârteau. Am avut în ultimii ani altfel de format de lecții multimedia și avem lecțiile făcute de Salman Khan,
care sunt de o simplitate debordantă, dar care sunt extrem de eficiente. Ce vreau să spun cu comparația asta este că în realitate formatul cel mai potrivit evoluează, se schimbă. Nu există un singur format, ci de la an la an, în funcție de modul în care evoluează multimedia, în funcție de modul în care evoluează consumul de multimedia de către elevi, și formatul respectiv trebuie să se schimbe. Gândiți-vă cât de mult a schimbat multimedia apariția TikTok. Cât de mult a condensat lungimea unei explicații video, indiferent că explicația asta ține despre cum îți faci pomeții mai evidenți sau cum introduci o formulă de calcul prescurtat. Da, deci s-a condensat foarte mult. Profesorii nu au cum să țină pasul cu specificațiile astea și atunci ar trebui mai mult decât să avem modele, să avem niște specificații care evoluează și profesorii să țină cont de ele. Să avem niște formate care evoluează de la an la an în raport cu ce se întâmplă în industrie și în general pe internet. Pentru că, într-adevăr, e o foarte mare provocare să folosești resurse video ca să predai interactiv. Video este superb, dar nu-ți permite niciun fel de interacțiune, cum spune englezul, meaningful, substanțială, cu conținutul, ci doar te lasă să îl rulezi, să-l oprești, să-i pui pauză, să-l dai mai încet sau mai tare. Aici, în schimb, există librării întregi, există cadre întregi de proiectare, de exemplu este cel folosit de Jack Kumi, în care au înțeles că, de fapt și de drept, interactivitatea nu stă în click. Interactivitatea este aici. Și depinde de modul în care prezinți informația, de ancorele pe care le folosești, de trucuri pe care le introduci, ca să generezi interactivitate chiar pe un conținut video. Dar profesorii nu au de unde să știe lucrul ăsta, pentru că și așa programa e mare, și așa e presiunea mare să-și facă treaba, și așa avem pandemie, dacă îi mai punem să mai învețe și cum să proiecteze resurse video, demoralizăm cu totul. Dar know-how-ul ăsta există și el poate fi accesat. E foarte frumoasă ideea domnului profesor de a gestiona în asociațiile pe specialități crearea de conținut. Eu aș adăuga aici și puțin know-how din zona asta de web, de e-learning, care să intre în asociațiile astea și să ofere profesorilor modele, specificații, să-i aducă la zi cu ce se întâmplă la ora actuală în zona asta de consum de multimedia. Pentru că nu e suficient să consumi multimedia. Multimedia respectivă trebuie să genereze valoare adăugată. Ea trebuie să se ridice la nivelul promisiunii ei, că sunt un mediu deosebit, un mediu mai util, un mediu valoros. Trebuie să livreze valoare. Și livrează valoare pentru că profesorii vin și dau din know-how-ul lor, know-how care nu ține de multimedia, dar îl dau într-un format care este foarte prietenos. Un format care nu facilitează doar consumul, ci prelucrarea, înțelegerea, construirea de competențe. Și mai spun un lucru și am terminat. La un curriculum bazat pe competențe, puține resurse sunt mai valoroase decât resursele care arată cum se aplică respectiva competență în viața reală. Și aici multimedia este imbatabilă. Dar n-am neapărat nevoie de mega resurse interactive, lecții, realitate virtuală. Un reportaj despre o zonă de conflict s-ar putea să mă ajute mult mai mult să dezbat anumite lucruri legate de drepturile minorităților, drepturile copiilor, etc., decât nu știu ce lecție interactivă. Un microreportaj în care mi-arată cum constructorii egipteni foloseau ață cu noduri ca să verifice unghiurile drepte ale piramidelor îmi folosește mult mai mult decât nu știu ce aplicație care îl ajută pe elev să noade virtual, sfoară și să o pună nu știu unde. Am vorbit deja prea mult, sper că a fost utilă intervenția. Da, eu mi-aduc aminte, chiar am lucrat la primele resurse SEI, alea de care și mi-aduc, chiar la psihologie, psihologia a fost prima la care am lucrat, și mi-aduc aminte două remarci făcute de programatori, adică eu gândeam scenariile. Unul a fost, băi băiatule, asta nu e lecție de psihologie, test de la CIA,
erau niște teste așa, și tot un programator mi-a spus, dacă aș ști să fac așa ceva, lucram la Microsoft de mult. Pentru că eu puneam în scenarii tot să de nebunii complicate. Vali, mie mi se pare, sigur, aș fi curios să ți auzim și pe colegi, poate au comentarii vis-a-vis de ce ai spus, dar uite cum mi se pare mie ce spui tu. Eu acum vorbesc strict în dreptul disciplinilor mele. Nu știu cum e la alte discipline și poate ar fi chiar interesant ca, mă rog, colegii care predau altceva să intervină și să ne spună dacă lucrurile stau la fel și acolo. Uite, să luăm un caz cât se poate de concret. Disciplina logică, argumentare și comunicare. Dacă eu aș vrea să lucrez și să formez competențele din programă, eu aș folosi aplicații și eventual multimedia, de exemplu, la modul ăsta. Aș lua un buletin de știri sau două știri și aș încerca să găsesc fracturile logice sau să găsesc sofismele din textul respectiv. Sau poate discursul unei personalități sau mai știu eu ce. Tragedia este următoarea. Elevul pregătit așa are toate șansele să nu ia BAC. Pentru că subiectul de BAC sună determinat în limbaj formal și natural convers sau versei supraalternei universale afirmative. Așa sună la logică. E chiar un item de BAC. Între noi fie vorba, logica fiind unul dintre cele mai ușoare obiecte de BAC. Da? B, a doua chestiune tragică cumva, e legată de faptul că elevul poate ajunge să ia 10 la BAC, neavând nicio competență de gândire logică, argumentare sau comunicare. El învață să facă algoritmic niște exerciții, așa cum învață să completeze integral. Și chestia asta e încurajată și de faptul că sunt deja ani verzi, nu mai știu câți, mulți, de când subiectul este atât de previzibil, încât, cum să spun, cred că putem genera, nu știu, putem găsi un cățel de pe stradă deja să genereze tipul ăla de subiect. E cumplit de previzii. Și atunci vin și mă întreb, cum face profesorul care ia programa aia în serios și vrea ca la sfârșitul liceului să aibă un elev capabil de argumentare și de comunicare și nu de un elev care știe să parcurgă pătratul Boethius sau știe să facă o conversiune, să spunem. Repet, nu știu dacă e o situație valabilă și la alte discipline, dar, de exemplu, din discuțiile pe care le-am mai avut cu elevii mei, îmi spuneau că, de pildă la română, și știu că avem profesori de română întâlnire, la română sunt descurajați sistematic de către profesori să își prezinte punctele de vedere, sigur, punctele de vedere necesitând o anumită conexiune cu literatura critică deja existentă. Dar, în general, li se recomandă să scrie lucrurile care sunt deja clișeice, care sunt în toate bacul de 10 și toate antologiile de felul ăsta, ca să nu riște cumva, ca un corector să nu guste apucăturile lor de interpretare liberă, care totuși sunt competențe din program. Nu știu, doar mie mi se pare că aici e o fractură sau că avem evaluări care de fapt sunt cumva în contradicție cu ceea ce spunem că formăm în clasă. Întreb. Chiar e o întrebare. Nu trebuie să fiți de acord. Chiar vă rog să nu fiți, dacă n-aveți de ce. Doru, aș interveni un pic în completarea celor ce a spus, celor ce au fost puse de Vali. Și aș spune că noi avem în limba română un soi de Academie CAN și anume platforma lecții virtuale făcută de doctorul Alin Popescu, care a fost și el invitatul emisiunii, mă rog, live-ului nostru, da, și care este o platformă cu care noi colaborăm, lecțiile, de altfel lecțiile făcute de noi în colaborare cu Inspectoratul Școlar sunt puse pe platforma lecții virtuale a lui Alin Popescu și încurajez colegii să intre pe platformă și să vadă lecțiile de acolo și să le folosească la clasă, pentru că sunt efectiv resurse
extraordinare, cu teste și cu tot ce trebuie și cu experimente și în special pentru matematică, fizică și chimie, sunt făcute pe programa școlară. În al doilea rând, vroiam să spun despre proiectarea lecțiilor și despre proiectarea lecțiilor în sistem multimedia, că nimeni, absolut nimeni nu ne oprește să proiectăm transdisciplinar, să ne adunăm într-o ședință de cancelarie la începutul anului școlar și să punem la cale între colegi o proiectare de genul ăsta care să respecte și transdisciplinaritatea și să folosească și resursele acestea multimedia. Deci nu ne oprește absolut nimeni, nu ne îngrădește programa, este o falsă idee că ne îngrădește programa, cred doar că este mai ușor să dăm copy-paste la planificarea de anul trecut, să-i schimbăm doar anul școlar și după aceea sau eventual numele și să mergem în continuare cu ea în fiecare an. Și în ultimul rând vreau să revin la ce spuneai tu, că da, evaluările de la finalul ciclurilor școlare, evaluarea de la 8-a și bacalaureatul, imprimă modul de lucru, cel puțin la disciplinele de examen. Pentru că este evident că profesorii lucrează doar în spiritul examenului, eu pregătesc copilul doar pentru examen și nu-l pregătesc deloc pentru viață. Și atunci aici, dacă se schimbă structura de examen, structura subiectului de examen, după aceea se schimbă efectiv și modul de pregătire al copilului. Deci prioritar ar fi să schimbă structura, să existe această dispoziție de a schimba structura, disponibilitate, nu dispoziție, de a schimba structura examenelor, subiectelor. Atât am avut de zis. Ne atrage Mihaela atenția că nu există opțiunea pentru ridicat mânuța, așa că vă rog să nu mai ridicați nimic, ci să interveniți când doriți. Lacrimioara, înțeleg că voi să spui ceva. Da, eu voiam să spun dintr-o dublă perspectivă, adică evident aceea de profesor, altfel probabil că nu aș fi fost aici, și cea de părinte, părintea unui copil de clasa 12-a, cei drept eu nu predau limba română, chiar dacă sunt absolventă de filologie. Nu am făcut-o din dorința de a evita tocmai aceste capcane pe care mulți dintre colegii mei profesori de română uneori nu reușesc să le evite, adică această pregătire strictă pentru examen, așa cum o doresc părinții și cum o doresc elevii. Eu am colegi cărora li s-a spus, fiind contactați de către părinți, că trebuie să se țină de programă, domnule, să termine cu prostiile și să dicteze comentariile alea odată copiilor, pentru că asta au copii de învățat, comentarii ca să poată să ia bacalaureat. Lucru care de altfel s-a întâmplat la clasa fiului meu, la care s-au dictat comentarii de 1800-2000 și ceva de cuvinte scrise la calculator, care trebuiau să fie reținute cuvânt cu cuvânt pentru a putea asigura nota, pentru a putea asigura confortul psihologic al copilului și așa mai departe. Dar problema nu mi se pare că este legată numai de felul în care poate să aleagă să predea un profesor, ci mai ales, așa cum a spus doamna Germ, este legat de felul în care se formulat subiectul. Urmărind subiectele, eu am constatat, spre exemplu, la limba română, la acel celebru subiect 1B, unde ei ar trebui să realizeze un eseu argumentativ dincolo de ridicolul numărului de cuvinte, adică totuși este clasa 12-a și este ridicol ca unui copil să-i se ceară să argumenteze în 150 de cuvinte, adică ce să mai discutăm, este cerința, felul în care este formulată cerința. Cerințele de așa natură încât de cele mai multe ori copiii sunt puși în imposibilitate de a spune nu, domnule, eu nu sunt de acord. Ceea ce mi se pare absurd, pentru că acest copil, el trebuie să aibă posibilitatea de a spune nu, nu sunt de acord. Numai că formularea subiectului îl canalizează pe el către un acord absolut cu cerința respectivă.
E, și aici vin eu și întreb, unde este acea creativitate despre care se spune că noi ar trebui să o cultivăm acestor copii? Unde este acel spirit critic? Dom'le, spiritul critic vine în momentul în care mie copilul îmi spune, n-ai, domne, dreptate, ce prostie asta, bălării, fii atent de ce n-ai dreptate. Și îmi justifică cu măcar două argumente valide, bine ancorate în realitate, cu exemple, de ce punctul meu de vedere poate să fie, sau acel subiect pe care îl prezint eu lui, poate să fie o prostie. Atâta timp cât eu nu-i ofer posibilitatea asta, pentru că formularea e de așa natură, el deja a pierdut din start lupta asta cu argumentarea. Exact. Pe care oricum n-a avut-o încurajată înainte și cu gândirea critică. Deci oricum n-a avut-o încurajată înainte. Cât despre ceea ce iarăși a spus doamna Geru respectiv, faptul că ne ținem prea tare de programă, în cazul unora dintre noi este mult mai ușor să se abată de la program. Eu recunosc lucrul ăsta, că programa pentru mine este o noțiune, așa, ok, știu ce competențe trebuie să aibă copiii, ajung la ele discutând toate temele pe care vi le închipui și nu vi le puteți închipui. Uneori au inclusiv libertatea să-mi spună, vrem o lecție despre. Ok, am înțeles, să trăiți, săptămâna viitoare facem lecție despre. Profesor de matematică nu poate să facă lucrul ăsta și nici cel de fizică. Atunci eu cumva înțeleg de ce există atât de multe probleme atunci când este vorba de predarea științelor. Probabil nu la biologie, poate mai puțin la chimie, nu știu, deci eu nu îndrăznesc să judec, dar sunt perfect conștientă de dificultățile pe care le pot avea la știință. Da, mulțumesc, doctora. Mihail, dacă vrei să intervii, te rog. Mihai? Eu? Da, tu, da. Mi-a zis Mihail și nu mi-a zis nimeni așa și n-am... Da, m-am enervat foarte tare, dar mă așteptam să mă enervez, că a prietenă foarte bună a noastră e profesoară de engleză și exact același tipar de dialog îl avem și o să încerc să evoluez și să câștig și eu argumentativ, schimbându-mi atitudinea, că altfel pe cuvânt eram foarte nervos, că sunt profesor de română, pentru păcatele mele, vorba lui Gavrilescu din La Țigănci. Nimeni nu-i perfect. Da, păi și doamna profesoară Lăcrămioara Bozieru este profesoară de română, dar nu știu dacă ați citit programa de bacalaureat în ultimii ani. Da. Dacă ați citit-o, aș vrea să-mi spuneți unde scrie comentariul literar și unde scrie... Absolut toate exemple care le-ați dat sunt exemple din experiența copilului dumneavoastră cu profesoara sau profesorul de română. Nu, de la clasă. Nu e vorba numai de experiența copilului meu. Este vorba de multe, multe alte discuții pe care le-am avut. Da, da, veniți da. În clasa nouă. Da, Mihai, chiar da. Așa e. Inclusiv elevii care... mei au reclamat asta. Nu, dar nu se mai dau comentarii de vreo 14 ani. În nu programa de BAC și subiectele de BAC nu mai au comentarii literare de 14 ani. Dacă, de asemenea, eu am ținut acest curs pentru evaluatori. Afară, majoritatea lor și vin și spun. Da, și da și părinții, elevii și uneori profesorii de română consideră că e mult mai comod să aloci unei discipline timpul necesar pentru a memora o poezie și atât. Adică acel comentariu fiind o poezie, pur și simplu. Decât să citești o opera, să gândești, să lucrezi oră de oră, mai bine memorezi 15 comentarii sau câte Dumnezeu ar fi și ai probabil șansa să intre 20 și 28 de puncte la bacalaureat pe acele său, nu 30 sub nicio formă. Că orice comentariu pe care îl memorezi este, va fi diferit de criteriile de performanță cerute de la eseul respectiv. Eu voiam să zic că și materiale auxiliare, că se discuta aici de modele de bună practică. Eu n-am văzut și, nu știu, poate că sunt eu paranoic, dar n-am văzut o carte, un auxiliar educațional la disciplina mea la română în ultimii 10-15 ani bună. Păi ca să faci un auxiliar sau un manual bun îți ia un an jumate. Și colegii noștri fac în două săptămâni aceste auxiliare. Își împart, da, un inspector sau cineva din minister are grupul său,
și își împart, face fiecare una, două variante și le face cum poate, în două săptămâni, cât să, ce poți să faci, cât de bine poți să faci. Și rumegă aceleași conținuturi, dar vă spun, la cursurile acestea pentru elevator, chiar s-a discutat foarte mult și am luat toate competențele, tipurile de subiect, cum putem îmbunătăți evaluarea, să nu mai punem baza atâta pe reproducerea unor informații. Oricum, eu nu știu profesor de română și cred că dintre noastre, dintre colegi, nu cred că suntem atât de mulți fascinați de capacitățile reproductive ale unor elevi. Ne așteptăm să citim ceva interesant, să vedem și textul acela de opinie a zis că au 1500 de cuvinte eseurile date acolo și apoi că sunt prea scurte textele de opinie. Uite, eu când le dau textele de opinie, cel puțin fiecare argument trebuie să aibă o afirmație, trebuie să aibă explicații, trebuie să aibă exemple, trebuie să găsească eventual un impact. Nu există vorbe goale pe care să le numim argumente, că alea sunt pur și simplu glume, dar nu vreau să mă întind că nu vă țin, Doamne ferește, un curs aici. Doar vă spun că ne confruntăm cu problema asta și din toți colegii am ținut cursul și eu am fost cursant și eu am ținut curs la rândul meu la acesta pentru evaluatori în educație și am cunoscut oameni extrem de interesați din toată țara, în jur de 80-90 de colegi și toți vedeam la fel lucrurile, toți gândeam la fel. Nu cred că e dracu așa de negru și scrie pe limba și literatura română ca să facă acofonia respectivă. Ok, atât, nu mai zic. Despre dracu limbii și al literaturii nu mă pronunț, dar pentru logică fac mâna în foc, pentru tot ce am spus. Ok, mulțumesc, Mihai. Dacă, nu știu, la primarea vrei să mai adaugi ceva? Vis-a-vis de subiectul ăsta, era să zic topicul ăsta. Nu vreau să adaug nimic. Bineînțeles că nu putem să generalizăm și domnul Boșoge are perfectă dreptate. Nu se poate generaliza, dar faptul că mesajele sunt totuși atât de numeroase într-o anumită direcție ne poate convinge de validitatea plângerilor pe care le au copii, nu se poate ca să vină din atât de multe direcții același gen de mesaj și ei totuși să fie tot vorbit. Însă, în încet, eu am remarcat aici o întrebare cumva, nu știu dacă tot din partea domnului Boșogea venea, dacă merită să mai salvăm manioarele. Da, nu, întrebarea suna, am notat-o, dar n-am mai apucat să... Era cum salvăm umanioarele de asaltul STEAM, da, mă rog, STEAM. Așa, de agresiune. Cum salvăm sau dacă merită salvate? Eu cred că dacă nu le salvăm, nu avem absolut nicio șansă. Cred că în absența umanioarelor, nici științele nu au cum să supraviețuiască. Pentru că oamenii sunt ființe mult mai complexe decât pot părea pe din afară așa și au neapărată nevoie de umanioare, iar gândirea asta critică, până la urmă, acolo se naște. Și dacă într-adevăr vrem să o dezvoltăm, de acolo trebuie să și pornim. De la lectură, de la discuție, de la acel debate pe care l-ai pomenit tu, de la expunerea la materiale video pe care după aceea le discutăm și să stabilim argumente pro, argumente contra, dacă se poate, preferabil să fie și pro și contra, să ajungem la o concluzie, dacă putem cumva ajunge la o concluzie pornind de la materialul pe care îl vedem, în orice caz discuție, iar discuție este legată de manioare mai curând, chiar și lucrurile care țin de știință pot să fie discutate. Până la urmă, probabil că dacă am fi abordat un pic mai cerebral și un pic mai firesc toată discuția asta din jurul vaccinurilor, chiar și asta am fi putut chiar și momentul ăsta cu neîncrederea în vaccinare ar fi putut să fie depășit printr-o discuție ceva mai onestă, inclusiv la clasă, știu și eu. Da, eu le spun tot timpul elevilor mei când vine vorba despre de ce trebuie să facem filozofie, care e o întrebare absolut legitimă din punctul meu de vedere.
Le spun întotdeauna, în primul rând, pentru că nu ne putem abține. Dacă am putea fi, cum voiau neopozitiviștii, niște ființe care să renunțe la întrebările metafizice și filozofice despre morală, în sensul vieții, fericire și așa mai departe, cred că ne-ar fi tuturor mai bine să nu o facem. Să stăm liniștiți, să ne întrebăm numai cum, știu eu, pornim mașina de spălat. Din păcate sau din fericire, mai degrabă din fericire, nu suntem construiți așa și uite, de asta mai trăim și noi profite umanioare cumva pe, pe lumea asta. Au rămas multe întrebări pe care aș fi vrut să le adresez domnului profesor Miclea. Chiar ne vom ocupa să mai avem invitat și vreau, de exemplu, să îl întreb și considerați cumva ca niște provocări și pentru dumneavoastră, oricare din întrebările astea, dacă vreți să interveniți, ar fi minunat. Și vreau să-l întreb, de exemplu, cum se face că atât de puțin din cercetarea din domeniul științelor cognitive, neuroștiințelor, ce să mai spunem, neuroștiințele sunt complet decuplate de practica pedagogică în România în momentul ăsta, și așa mai departe, cum se face că atât de puțină cercetare relevantă ajunge efectiv la noi, dinspre mediul universitar? Sigur, noi facem întâlnirile pe care le numim întâlniri științifico-metodice, dar din punctul meu de vedere sunt mai degrabă metodice decât științifice. Pentru că, ca să fim onești, e destul de puțină știință la zi în ceea ce ajunge la noi. Aș fi vrut, de exemplu, să-l întreb pe domnul profesor dacă se justifică în vreun fel, din punct de vedere psihologic, focusul ăsta teribil pe care îl punem încă de la clasele mici pe, de exemplu, pe matematică sau pe alte discipline princeps. Părerea mea e că nu. Adică e fundamental necesar să facem matematică, să facem aproape numai matematică, nu e, din punctul meu de vedere. Și, sigur, ar fi fost multe, multe alte lucruri de întrebat. De ce, știu eu, funcționăm numai în extreme, ducem competiția, de exemplu, spunea cineva în cadrul discuției de azi, că e nevoie de competiție și sunt absolut de acord. Bine, eu nici nu văd ca o dihotomie cooperarea și competiția. Cooperarea și competiția sunt cât se poate de întrețesute. Cele mai cooperante grupuri sunt și cele mai competitive, de exemplu armate. Da? Vă dau un exemplu cât se poate de banal. Și multe alte lucruri pe care aș vrea să le aduc în discuție. Dacă vreți să interveniți pe oricare dintre subiectele acestea, vă rog tare mult să o faceți. Sau poate că aveți dumneavoastră întrebări. Eu chiar am să le sistematizez. Cel mai probabil vor fi materialul plecând de la care vom gândi o viitoare întâlnire. Aș fi vrut să o întreb pe doamna Doina Geru, dacă poate să-mi spună din nou cum se numește platforma despre care vorbea dânsa. N-am reușit să notez și nu știu dacă am intrat pe ea. Platforma se numește Lecții Virtuale. Am să las în comentarii link-ul. Mulțumesc foarte mult! Mare drag! În regulă, dacă nu mai sunt întrebări, atunci... Eu nu mai am nicio întrebare, dar am o rugăminte. Te rog. Dacă s-ar putea să organizați o altă întâlnire și eventual să discutăm subiectul bullying-ului. Numai că n-aș vrea să discutăm bullying-ul acela despre care tot învârtim noi roata și tot vorbim la ore bullying-ul elevilor, ci bullying-ul nostru, al profesorilor. Pentru că discutând inclusiv cu ceva colege, am ajuns la concluzia că foarte, foarte mult se discută despre bullying și despre ce li se întâmplă elevilor și foarte puțin despre ceea ce ni se întâmplă nouă. Și am impresia că măcar o parte dintre noi, eu cel puțin, mărturisesc
că aș avea nevoie să discut, măcar să primesc confirmare că și alții simt la fel ca mine. Sigur. Sigur, e un subiect, cum să zic, când se spune la camera, dacă vrei să fii absolut sigur că lumea o să fie interesată, cred că bullying-ul e subiectul cel cu care să mergi cel mai la sigur. Da, și eu cred că bullying-ul e nediscriminatoriu, adică într-un loc unde există bullying o să existe între toți actorii în toate combinațiile posibile. Adică probabil o să avem și bullying între elevi și dintre elevi. Da, este sistemic. Clar. Sistemul este cel care exercită asupra noastră o agresiune permanentă, după părerea mea. Da, și probabil că o să-l avem în toate combinațiile posibile, între elevi, dinspre elevi, spre profesor, dinspre profesor, spre elev și dinspre profesor, spre profesor. Dacă ăsta este, cum să zic, mediul, ecosistemul, ca să spunem așa. Sigur, o să ne cu mare plăcere și o să ne gândim pe cine am putea invita. Apropo, dacă aveți sugestii, oameni pe care ați vrea să invităm, scrieți-ne, puteți scrie mie sau Doinei. Uite, o să las și mail-ul meu oficial, ca să spunem așa. E castean.org@ccdgl.ro și puteți trimite sugestii, noi o să încercăm să contactăm oamenii respectivi dacă, sigur, sugestiile sunt rezonabile. Pentru că, na, ce să spun, există și un criteriu al competenței, dar, sigur, vom încerca asta. Acum, dacă tot ai spus asta la camera, aș întreba și eu un lucru. Dacă reușim să facem chestia asta, credeți că ar fi mai bine să o facem în viitorul imediat sau mai spre toamnă? Pentru că am primit și observații de genul ăsta, că lumea este acum extenuată, este obosită, este prinsă cu examenele și nu prea mai are timp și chef de astfel de întâlniri. Recunosc, noi am avut câteva sute de oameni interesați de întâlnirea din seara asta. Au fost aproape 250 de înscrieri și am avut tot timpul peste 100 de oameni în Zoom. Deci n-aș spune că realitatea ne îndreptățește să fim așa pesimiști, dar poate că o să venim și cu un sondaj către profesori să vedem dacă e mai bine acum sau mai bine mai spre toamnă. Da. În regulă. Dacă nu mai sunt alte intervenții, deci cumva Doina și colegii, la cererea publicului am stabilit tema următoarei întâlniri. O să fie ceva despre bullying. Eu chiar cred că trebuie tratat fenomenul nu numai serios, dar cumva și altfel decât am făcut-o până acum, pentru că, haideți să spunem cinstit, ce facem acum nu merge. Sau nu merge foarte bine. Și trebuie să ne gândim. Soluții eu cred că există întotdeauna, însă trebuie căutate acolo unde chiar pot fi găsite. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru interesul față de evenimentul ăsta, față de activitatea pe care o are în general Casa Corpului Didactic Galați și vă așteptăm atunci cât de curând cu un eveniment despre bullying. O să discut cu colegii mei și o să vedem pe cine putem aduce, cum putem face și între timp așteptăm sugestiile dumneavoastră. La revedere și pe data viitoare!